Medicamentele și misiunea personală. Ideea acestei povestiri mi-a venit în această dimineață când am fost solicitată pe unul din conturile mele de Facebook să folosesc sau să recomand un anumit produs, supliment alimentar, care promitea că poate vindeca cancere de toate tipurile, plus alte multe efecte posibil benefice. Cred că veți înțelege de ce nu voi da nici numele persoanei care m-a contactat, și nici numele produsului, deoarece misiunea mea pe acest pământ nu este să stau pe margine și să cărcotez la adresa unuia sau altuia din produse, sau la deciziile pe care fiecare om de ea într-o anume situație. Nu, în niciun caz. Misiunea mea este, ca din cunoașterea pe care o dețin, să dăruiesc celor din jur și o altă perspectivă, de altfel verificată pe parcursul anilor de mulți predecesori interesați de acest subiect. Nu este în intenția mea să i impun cuiva opinia aceasta, care, de altfel, este însușită de la mentorii mei, iar dumnealor și-au însușit-o de la mentorii dânșilor. Nu vreau, în niciun caz, să fac reclamă negativă niciunui produs. Nu aceasta este menirea mea, nu aceasta este intenția mea. Deci, să revenim la ceea ce doream să vă comunic. Această stimată doamnă dorea din tot sufletul ca acest produs, pe care dânsa îl descoperise, să fie cât mai mediatizat, deoarece considera că este leacul miraculos pentru tratarea cancerului și a altor afecțiuni. Am ascultat-o mai precis, am citit ceea ce aceasta dorea să-mi comunice, am căutat produsul pe net, am citit despre el, am pus mâna pe ansă și am măsurat și după ce mi-am făcut o idee despre acest subiect, am comunicat doamnei respective concluziile mele. Regret că nu am putut fi de acord cu dumnei ei, însă aveam din punctul meu de vedere mult prea multe indicii care nu-mi permiteau să fiu la unison cu dânsa și am pur ce să-i comunic ceea ce știam și ceea ce credeam că este imperios necesar ca un om să știe înainte de a începe un anume tratament. Aceasta, după ce a căpătat informațiile transmise de mine, m-a rugat să fac publice aceste informații, deoarece mulți oameni iau decizii greșite, tocmai pentru că nu sunt informați, tocmai pentru că nu au avut informația completă. Și, conform dorinței dumneai ei, am decis să scriu această poveste. Dragii mei prieteni, ori de câte ori sunteți puși în situația să alegeți ceva în viața voastră, vă rog din suflet, întâi căpătați informații cât mai multe, din surse cât mai diferite, cât mai concrete posibil. Nu vă lăsați manipulați de niciun fel de reclame indiferent cât de frumos și interesant sunt făcute acestea. Apoi, puneți cap la cap informațiile căpătate de voi, luați o foaie de hârtie, îndoiți-o în două pe lungimea ei, apoi faceți două rubrici, una cu beneficități, iar cea de-a doua cu nocivități ale acțiunii, alimentului, medicamentului, persoanei sau orice altă problemă vă frământă și doriți să luați o decizie corectă, benefică și necesară vouă. Apoi, începeți să scrieți în ambele coloane ceea ce ați aflat, pro sau contra. Nu lăsați creionul din mână decât atunci când sunteți absolut sigur că ați trecut toate aspectele pozitive sau negative pe acea listă. Când ați terminat, luați o pauză de o cafea sau un ceai, spuneți o rugăciune, ascultați puțină muzică care să vă detașeze de subiectul care vă frământă, și după ce vă simțiți perfect detașați de subiect, luați lista și recitiți-o calm, fără grabă. Când ați terminat, Veți observa că sufletul vostru vă va da un semnal, pozitiv sau negativ, după caz. Acela este momentul în care puteți să luați decizia corectă pentru voi, nici mai devreme și nici mai târziu. Atunci, în acel moment în care sufletul vostru, care vă este cel mai bun prieten și care nu vă va trăda absolut niciodată, v-a dat semnalul că da, este în regulă să faceți acel lucru sau nu este în regulă să luați acea decizie, hotărârea luată va fi cea corectă. Asta în situația în care nu aveți în preajma voastră un terapeut inforenergetician energetician care vă poate măsura acea acțiune pe care doriți să o întreprindeți. Acesta vă poate consilia confirma și vă poate spune dacă este regulă ca acea acțiune să o faceți sau nu, dar și ce ar mai trebui să faceți pentru a optimiza acea acțiune. Însă asta nu înseamnă că este obligatoriu. Apoi mai este un aspect de care aș vrea să fiți informați și să țineți cont în luarea de decizii legate de tratamente sau alimente provenite de pe alte continente. Fiecare om Vine cu o misiune personală pe acest pământ. Aici nu sunt incluse lucrurile firești, comune, gen mergem la grădiniță, mergem la școală, ne întemeiem o familie din care apar unul sau mai mulți copii, mergem la un loc de muncă. Aceste lucruri le facem toți. Însă fiecare are o misiune personală pentru care vine pe acest pământ, care poate fi înglobată într-una din activitățile firești. Exemplu, nu poți avea copii și deci să fiezi unul. La birou cineva cade, iar tu ești fix lângă el să-l ajut să se ridice sau după caz să cheme ajutoare care să-l ajute, etc. Sau este una în afara acestora care să necesite prezența voastră într-un anume moment și context, într-un anume loc pentru a face ceva, Exemplu, o mașină în mare viteză poate omorâ un om. Sunteți în apropiere și reușiți să-l avertizați sau să-l scoateți din raza de acțiune a mașinii. Cineva se înneagă și săriți să-l salvați. Cineva are nevoie să plângă într-un anumit moment pe umărul cuiva, iar voi sunteți cei care să-l ajutați să poată merge mai departe. Altcineva are nevoie de un sfat sau de o vorbă bună care să-i distragă atenția de la gestul necugetat la care tocmai s-a gândit ca la o soluție de rezolvare a problemelor sale. Paleta este infinită. Exemplele nu se pot epuiza cu una, cu două. În această misiune personală mă aflu eu acum, când doresc să vă ajut să știți puțin mai mult despre beneficitatea folosirii produselor Create în alte zone geografice. Când Dumnezeu a decis că tu sau eu sau ea sau el să vină în trup, a decis în funcție de misiunea personală a fiecăruia pe acest pământ, să venim într-o anume zonă geografică, într-o anumită țară și chiar într-un anumit oraș, sat, cătun. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării de către Dumnezeu. Așa cum scrie și în Biblie, el știe și câte fire de păr avem în cap, și nici un singur fir de păr nu cade fără știrea lui. Așa că, pentru fiecare dintre noi, este absolut necesar să ne raportăm la zona geografică respectivă, la propriile noastre rădăcini pe acest pământ. Orice aliment sau medicament venit din altă zonă geografică, nu ne va fi la fel de benefic precum toate cele crescute în zona ta geografică, în țara ta, în pământul de unde tu îți tragi seva. Deci, precizând încă o dată că nu impun nimănui opinia mea, vă informez că orice tratament venit de peste mări și țări nu vă va fi de niciun folos, ba de multe ori este posibil ca acesta să vă fie chiar nociv. Sună foarte bine să afli că în Sua, Japonia, China sau oriunde pe acest pământ s-a descoperit o plantă nemaipomenită care face minuni în multe dintre afecțiunile de care suferim și noi. Însă nimeni sau aproape nimeni nu știe că acele medicamente sau plante se referă la tratarea locuitorilor din acele zone geografice. Testele. S-au făcut pe locuitorii din acea zonă geografică, nu pe locuitorii de la mii de kilometri distanță sau de pe alte continente. Deci, din suflet, vă rog, înainte să decideți să faceți un astfel de tratament, informați-vă, citiți cât mai mult, cereți părerea celor care le-au folosit concret, nu a celor care vând aceste produse, deoarece cel care vinde. Nu are interes să vă comunice și partea negativă a acestora. El, ea, are interes să vândă, să facă bani, nu? Uh -huh. Punctul meu de vedere este că un om informat este pe jumătate rezolvat. Restul îl veți face împreună cu medicul, terapeutul sau medicamentele benefice și necesare sau tehnica medicală impusă de afecțiunea voastră și atunci un terapeut vă poate consilia cu toată responsabilitatea despre ce vă este necesar și benefic și ce nu. Există posibilitatea să mergeți la un anumit medic, deoarece vă este recomandat de cel mai bun prieten, ca fiind o somitate în domeniul său de activitate. Însă ce nu știe prietenul vostru este că o incompatibilitate cu un om, indiferent de domeniul în care alege să parcurgeți o bucată de drum alături de el, vă poate fi fatală. În cazul incompatibilității, nu este vorba că omul este mai puțin pregătit sau că nu-și dă interesul, însă această incompatibilitate face ca lucrurile să nu mai fie benefice vouă. În acest caz, apărând incidente, greșeli în timpul unei operații, un tratament necorespunzător, etc., care pot duce, în anume condiții, la un final tragic. Puteți să aveți compatibilități cu un medic rezident care, chiar dacă este tânăr și poate vi se pare neexperimentat, acesta să compenseze cu dorința și dragostea cu care își face meseria, și atunci lucrurile. Să se termine foarte bine pentru voi. Vă sugerez să citiți povestea când compatibilitățile îți spun întrebări, și probabil că veți înțelege mult mai bine despre ce încerc să vă vorbesc aici. Și, ca să concluzionăm, nu luați decizii înainte de a vă informa din cât mai multe surse posibil, dar mai ales de la cei care au experimentat pe pielea lor acel tip de eveniment, de viață sau medicament. Faceți o listă cu posibilitățile pozitive și negative ale acțiunilor voastre. După ce vă veți detașa într-o scurtă pauză, ascultați-vă sufletul și veți primi răspunsul pe care îl doriți. Dacă nu vreți să faceți o listă și să vă ascultați sufletul, Cereți ajutorul unui terapeut care în mod cert vă va consilia cât mai bine și corect posibil pentru voi și starea voastră de sănătate din acel moment. Fiți atenți cu cei din jurul vostru, fiți prezenți în viața voastră, să nu treceți pe lângă misiunea personală a voastră și să nu o realizați, și astfel să plecați cu lecția neînvățată și cu misiunea neîndeplinită. Nu folosiți medicamente care nu au fost testate în țara noastră, deoarece vă pot fi nocive. Dar cel mai important este să nu folosiți niciun medicament după ureche, numai pentru că o prietenă ți l-a recomandat, doar pentru că cineva îi face reclamă. Întâi informează-te, apoi fă un drum la medicul tău curant și întreabă-l dacă este în regulă să-l folosești. Abia după aceea te hotărăști, după ce ai toate informațiile necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Aveți grijă la compatibilitățile pe care este bine să le aveți cu persoanele alături de care este necesar să parcurgeți o parte din viața voastră în diverse conjuncturi. Dacă veți considera că nu am fost suficient de explicită în povestea mea, Vă rog să nu vă jenați și să-mi solicitați ajutorul întrebându-mă. Vă voi răspunde cu toată plăcerea și cu toată dragostea. Dacă aveți orice alte întrebări care vă frământă, și din diverse motive încă nu le-ați găsit un răspuns, vă aștept cu mare bucurie să împărtășesc cu voi din toată cunoașterea mea. Vă asigur că nu veți rămâne fără răspunsuri personale, răspunsuri bazate pe an de studiu, dar mai ales pe foarte multă muncă, foarte multă practică alături de oameni și de problemele lor. Lor, nevoia de afecțiune, apreciere și iubire. Din anul 1996, de când am hotărât să-mi pun harul și darul primit cu atâta dragoste de la bunul Dumnezeu în folosul semenilor mei, am cunoscut foarte mulți oameni cu diverse probleme, cu diverse afecțiuni, cu diverse frustrări și dureri nemărturisite nimănui. Oameni care sufereau în tăcere, oameni care se uscau pe picioare, aparent, fără niciun motiv. Când vorbim de o boală fizică, imediat ne gândim și la o cauză, la un remediu sau mai multe, la tratamente alopate sau naturale. Însă, când suferința este cuibărită în sufletul omului, atunci avem o mare problemă. Medicina alopată se ocupă de structura noastră fizică de structura noastră psihică, însă de structura noastră sufletească nu ține niciodată seama. Ați auzit voi vreodată că ar exista vreun tratament pentru suflete rănite, îndurerate sau sfâșiate de durere? Eu să vă spun sincer, până ce am căpătat această cunoaștere inforenergetică, am crezut că nici nu există așa ceva. Însă, în timp, am realizat că, de fapt, în infor energetică, tratamentele încep prin a vindeca întâi sufletul, iar apoi psihicul și fizicul omului. Majoritatea suferințelor pornesc de la suflet. Vă mărturisesc că în toată această perioadă în care am lucrat ca terapeut, am constatat că 99,9% dintre problemele oamenilor Pornesc de la afectarea sufletelor lor, care în momentul în care au fost afectate, dau toate acele semnale despre care vă voi vorbi în continuare. Oamenii au nevoie de oameni, așa cum am spus-o și o susțin de când mă știu. Fiecare dintre noi depindem de cei din jurul nostru, chiar dacă nu o facem conștient. Depindem de oameni pe care nu-i vom întâlni niciodată în viața noastră. Oameni din diverse locuri de pe pământ, care prin munca lor ne sunt nouă de folos, cum și noi, la rândul nostru, le suntem altora de folos prin activitățile noastre. Indiferent ce muncă facem, toți avem locul nostru pe acest pământ. De toți este nevoie. Toți suntem importanți, unici și speciali. Dumnezeu și Universul au legile lor după care ne guvernează, au regulile și judecățile lor după care așează lucrurile în viața noastră de zi cu zi. Judecata umană nu are nicio legătură cu judecățile Divinității. Persoanele care au Sufletul afectat, sunt persoane care nu sunt apreciate de către cei din preajma lor. Sunt acele persoane care au un mare deficit de afecțiune, dar mai ales o lipsă a iubirii. Aceștia, inițial, par a nu fi afectați de aceste lipsuri, însă, în timp, sufletul lor reacționează așa cum vă voi explica în continuare și ajung să manifeste boli dintre cele mai diverse și mai grave posibil. Aceștia acumulează zi de zi frustrarea lipsei de afecțiune, a lipsei de iubire. Aceștia, practic, sunt precum o floare pe care, din lipsă de timp, uiți să o uzi la vreme și, în timp, se usucă și moare. Sufletul lor Acumulează atâta frustrare din lipsa acestor sentimente încât devin din ce în ce mai abătuți, din ce în ce mai triști, mai închiși în sinea lor, mai neîncrezători în ei înșiși, considerându-se inferiori celor din jurul lor. Tânjesc cu adevărat după afecțiune sinceră, după aprecierea celor din preajma cărora viețuiesc, dar mai ales își doresc sincer să fie iubiți pentru ceea ce reprezintă ei cu adevărat. Toate aceste sentimente ori nu sunt oferite de către cei din jur, ori percepția lor este una eronată, una deformată, ceea ce conduce în același punct al depresiei, al bolii și uneori chiar al morții. Noi așa suntem construiți, să trăim în colectivități mai mari sau mai mici. Familie, loc de muncă, colectivul de oameni cu care împărțim acela spațiu locativ, în cazul celor care locuiesc la bloc, etc. Nu suntem ființe izolate unele de altele. Noi avem nevoie stringentă de a comunica, de a împărtăși, de a dărui. Dar și de a primi iubirea, aprecierea și afecțiunea celor din jurul nostru. În momentul în care aceste lucruri nu apar sau dispar dacă au existat, toți avem aceea stare de durere sufletească. Singura deosebire dintre noi o face timpul în care începem să suferim după aceste sentimente sau sensibilitatea de care dăm dovadă fiecare dintre noi. Unii sunt mai sensibili și durerea apare mai rapid. Alții se cred puternici și o perioadă de timp înfruntă starea de durere sufletească, ba chiar o neagă, sperând că pe ei nu i-va afecta lipsa acestor sentimente din viața lor. Unii au mai mult noroc și își găsesc repede alinarea alături de altă sau alte persoane. Alții sunt mai puțin norocoși, dar și mult mai circumspecți și nu se grăbesc să înlocuiască persoana sau persoanele care nu le-au oferit sentimentele de care aveau atâta nevoie, iar în acest caz aceștia suferă în tăcere așteptând și sperând că cei din jur să realizeze nevoia lor de iubire și să le ofere. Speră sincer că ceva se va schimba, iar ei vor primi acele sentimente de care au atâta nevoie. Cu cât timpul este mai lung și așteptarea lor se prelungește, frustrarea va crește, sufletul va fi afectat, iar ei vor străbate un drum neplăcut al bolii și al suferinței. Și aici îmi voi permite o viziune personală asupra acestui aspect. Și chiar vă voi face o prezentare personală a acestuia, așa cum îl percep eu, dar mai ales așa cum l-am verificat de nenumărate ori în activitatea mea de terapeut. Fiecare persoană pe care am cunoscut-o pe parcursul acestor ani de când lucrez, chiar dacă nu era conștientă inițial, avea o suferință sufletească înaintea oricăror alte suferințe psihice și fizice. Știm că noi oamenii care suntem creația superioară a divinității, suntem ființe care avem nevoie mai întâi de toate de afecțiune, de apreciere, dar mai ales de iubire. Nu este necesar să mă credeți pe cuvânt. Uitați-vă în jurul vostru, veți constata singure aceste lucruri pe care voi încerca să le explic așa cum mă pricep eu mai bine. Uitați-vă la copiii care vin în familii în care nu sunt doriți, în familii în care afecțiunea, iubirea, dar mai ales aprecierea, nu se manifestă sub nicio formă. Acei copii vor fi întotdeauna mai micuți, mai slăbuți, mai firavi, mai bolnăvicioși. Faptul că nu sunt iubiți, nu sunt apreciați. Și nu li se oferă atenția și afecțiunea de care au nevoie pentru a crește și a se dezvolta, îi face să rămână mai micuți și toată viața lor vor duce povara frustrării că au fost copii nedoriți și neiubiți în familia de bază, indiferent ce alte compensații le va oferi viața ulterior. Aceștia, în afara acestei frustrări permanente, care de foarte multe ori îi va urmări până la moarte, acumulează și energiile negative, de care niciunul nu scăpăm, și mai devreme sau mai târziu va manifesta diverse simptome de boală. Primul semnal că ceva nu este în regulă în viața noastră apare ca o stare de predepresie. Este un termen personal pe care așa simt eu să-l denumesc. Când nimic nu ne mulțumește, când observăm că nu ne apreiesc lucrurile pe care ni le propunem cu mare atenție. Somnul ne ocolește nopții întregi, iar starea noastră se tot agravează. În acest punct începem să ne întrebăm de ce se întâmplă, că nimic nu iese, de ce batem pasul pe loc și avem acea stare de ușoară neliniște care nu ne place deloc. Starea care chiar ne agasează și uneori ne enervează. Al doilea semnal în care simțim de data aceasta foarte pregnant că ceva nu este în regulă cu noi și cu viața noastră este depresia. Atunci suntem triști, abătuți, descurajați, ne pierdem dorința de viață, ne pierdem încrederea în noi înșine, mai ales că tot ce ni se întâmplă susține și chiar accentuează această stare. Plângem fără un motiv aparent, dormim din ce în ce mai puțin și în afară de stările deja menționate, mai apare și oboseala cronică care ne agravează și mai mult starea. În unele cazuri, tensiunea arterială scade dramatic, iar noi suntem convinși că avem probleme cu inima sau circulația sanguină, ceea ce ne face să ne simțim și mai Următorul semnal se manifestă ca o preboală și acesta este tot un termen personal care are aspect de boală, însă nu este. De ce spun asta? Simplu. Mergem la medic, ne facem toate investigațiile necesare și stupoare. Constatăm că medicul aproape că ne râde în nas, spunând că nu înțelege de ce acuzăm simptome de boală care nu se confirmă în urma atâtor investigații făcute. Și pentru că noi insistăm, ne mai dă un alse de investigații, de data aceasta plătite cu bani grei, deoarece nu mai sunt incluse în lista de analize gratuite. Și iată, ne alergând de la un cabinet la altul, explicând starea pe care o avem, care iar nu se confirmă în urma investigațiilor medicale amănunțite, și apoi ni se spune că poate ar trebui să mergem la un psiholog sau psihiatru, pentru că în mod cert este o problemă cu mentalul nostru care ne induce o stare de boală ireală. Și totuși, noi ne simțim din ce în ce mai rău, mai ales că nimeni nu ne crede că noi suferim cu adevărat. Psihiatru ne ascultă și ne dă niște medicamente care de fapt nu rezolvă cauza, ci doar inhibă efectul. Psihologul este mult mai atent și ne ajută prin discuții să găsim oarecum explicația stării noastre de boală, însă asta nu înseamnă Că ne și rezolvă problema, doar că este un foarte bun ascultător, mult mai răbdător, mai diplomat și în unele cazuri, aparent, în urma unor discuții, avem șansa să ne simțim mai bine. Însă este doar o stare aparentă, deoarece cauza tot nu a fost rezolvată. Penultimul semnal este de boală. Boala în cel mai concret mod posibil. În general apare pe organele noastre cele mai sensibile și poate ajunge la forme extrem de grave și agresive. Medicul ne prescrie o multitudine de medicamente care mai de care mai noi și mai performante, însă boala nu dispare iar noi ne simțim în același mod. Sau există posibilitatea ca aparent să ne simțim mai bine Spun doar aparent deoarece după o perioadă în care boala pare că a trecut, revine cu și mai multă intensitate, iar noi ne simțim și mai rău decât în prima fază. Ultimul semnal este boala incurabilă urmată în cele mai multe cazuri de deces. Vă veți întreba pe bună dreptate ce este de făcut în aceste cazuri. Da. Este o întrebare foarte bună și foarte corectă. În primul rând, căutați un terapeut adevărat, serios și cu dorința clară de a vă ajuta. Spun acest lucru deoarece spre nefericirea noastră se întâmplă să mai fie și terapeuți mai puțin benefici, terapeuți care din diverse motive nu stăpânesc terapia pe care susțin că o cunosc și în acest caz ne pot afecta și mai mult. Din momentul în care ați intrat în contact cu un terapeut Încercați să respectați ce vă recomandă acesta să faceți. Nu o faceți spre binele său, ci spre binele vostru. Iar terapeutul care intră în viața voastră nu vine ca să vă care el bagajul problemelor voastre. Vine să vă ajute să cărați împreună acest bagaj, să-l duceți la groapa de gunoi, iar apoi să vă vedeți mai departe în viața voastră. Nu este indicat. În niciun caz, ca voi să refuzați să colaborați cu terapeutul pe diverse motive, lăsând în sarcina acestuia să rezolve problemele voastre. Și spun acest lucru cu cea mai mare sinceritate și cu cea mai mare dragoste față de oameni, față de problemele și suferințele acestora. Nu pentru că acesta nu ar putea rezolva problema, însă timpul de rezolvare. Ar fi mult mai mare, rezultatele fiind parțiale, iar voi devenind dependenți de terapeutul care v-a ajutat. Ideea este să învățați ce aveți de făcut în lipsa acestuia, dar mai ales să vă schimbați o parte din vechile obiceiuri și în orice moment să știți care ar fi calea de rezolvare cea mai rapidă. Da, este adevărat. Dacă reapar acele probleme sau apar altele, atunci reveniți pentru consultații și consiliere la terapeutul care v-a ajutat inițial sau la un alt terapeut. Depinde de voi ce decizie luați. Depinde de voi dacă doriți sau nu să vă rezolvați problemele. Nimeni nu poate face fapte bune cu forța. Oricât de mult și-ar dori cineva să vă ajute, nu poate face. Ceea ce este indicat să faceți numai voi. Stați liniștiți, nu vi se cer lucruri imposibile. Deoarece fiecare pacient are propria sa problemă, nu mă pot apuca să vă enumăr ceea ce v-ar putea indica terapeutul vostru să faceți. Deoarece fiecare va primi alte indicații, alte sfaturi, alte povețe care să vă ajute. Să înțelegeți de ce este necesar să faceți și voi anumite lucruri pentru binele vostru. Ce vă pot spune cu certitudine este că terapia inforenergetică nu are blindaje de timp, spațiu, orientare religioasă sau politică, geografică sau de rasă. Pur și simplu acționează și ajută pe toți cei care doresc acest lucru. Voi nu trebuie decât să aveți încredere în ceea ce sunteți sfătuiți să faceți, să faceți acele lucruri astfel încât să vă bucurați cât mai curând de o stare sufletească, psihică și fizică optime, benefice și necesare pentru binele vostru suprem. Nădăjduiesc să vă iubiți suficient de mult încât să căutați să vă rezolvați aceste probleme cât mai curând posibil, pentru a nu ajunge în faze în care să nu mai puteți fi ajutați. Doresc sincer ca fiecare dintre voi să-și conștientizeze frustrările, dorințele, lipsurile și nevoile și să ceară ajutor cât mai grabnic pentru a nu fi necesar să parcurgă toate etapele de care v-am vorbit mai sus. Vă doresc tuturor să aveți parte de oameni care să vă aprecieze. Să vă ofere afecțiunea și iubirea lor necondiționată. Să vadă minunea de om care sunteți fiecare dintre voi. Toți sunteți frumoși, buni, speciali și unici, și meritați să fiți iubiți de toți cei care apar în viața voastră, în fiecare moment. Fiecare dintre noi să luăm exemplul Mântuitorului nostru, Isus Hristos, și să dăruim. Iubire necondiționată semenilor noștri, să iertăm și să iubim pe toți cei care intrăm în contact, chiar dacă aceștia greșesc. Nici noi nu suntem fără de păcat și noi am avut partea noastră de vină în situația creată. Vă credeți vreunul atât de neprihănit încât puteți da primul cu piatra? Mă tem că nu. Mă rog sincer ca toți să găsiți înțelepciunea necesară care să vă ajute să trăiți în pace, armonie și liniște alături de cei dragi și nu numai. Cele mai frecvente suferințe ale pacienților mei, dezamăgirea, indiferența și lipsa iubirii, dar mai ales singurătate. Dragii mei prieteni, dragii mei cititori, se pare că Dumnezeu a decis că vrea să mă salute doar în miez de noapte, când totul este pace și liniște, când totul este armonie și dragoste necondiționată. Este perioada sărbătorilor de iarnă anului 2015, ora 2:30 noaptea. Bineînțeles că încerc să adorm de vreo două ore ok. Dacă Dumnezeu insistă să mă salute, cum ați și uitat? Păi vorbim de acel minunat citat al lui Neale Donald Walsh. Ideile sunt Dumnezeu care te salută. Nu lăsa niciodată să treacă una pe lângă tine sau să alunece neobservată. Ei, și dacă el a dorit să mă ridic din pat și să mă apuc de scris, eu ce era să fac? Să mă împotrivesc? ferească Dumnezeu, apoi ce fel de soldat disciplinat mai sunt eu în fața lui? Așa că iată-mă în fața laptopului, scriind, deoarece se spune că așa îi bine călătorului cu drumul, scriitorului cu scrisul și copilului cu somnul. Oamenii mari care au ceva de spus, de împărtășit, de sfătuit, apoi să facă bine să o facă, să-l lase somnul, Că, în slavă Domnului, vom avea tot timpul în lumea de apoi să dormim pendelete o veșnicie. Dar hai să procedem la drum, că parcă așa spuneam, nu? Pe parcursul atâtor ani de când lucrez, cele mai frecvente suferințe sufletește ale pacienților mei sunt într-o ordine aleatorie: dezamăgirea, indiferența, lipsa iubirii, singurătatea. Lipsa aprecierii din partea celor dragi, teama de abandon, teama de o confruntare directă cu partenerul sau partenera sau alte persoane, teama de necunoscut, vinovăția însoțită de multe ori de autocritică, frica de consecințe și lista ar putea continua la infinit. În cazul anterior, numit nevoia de afecțiune, apreciere și iubire, vă vorbeam despre aceste suferințe și consecințele lor. De aceea, cred că ar trebui să aprofundez puțin acest subiect, mai ales acum, în perioada sărbătorilor. Aceste suferințe sunt mult, mult mai pregnante ca în cursul anului, când oamenii sunt implicați în diverse activități la locul de muncă și în viața de zi cu zi. Am observat că în perioadele de sărbători în care oamenii petrec mai mult timp cu ei înșiși, suferințele capătă aspecte de foarte multe ori extrem de grave, ducând nu odată la cazuri de suicid. Of, Doamne, a constatat că numărul celor care apelează la această soluție extremă pentru rezolvarea depresiilor cauzate de factorii menționați mai sus, dar și de alți factori, medicamente, polincurabile, incurabile, tulburări ale secrețiilor hormonale, dezechilibre chimice, infecții, sărăcia și dificultățile familiale, pierderea unei persoane dragi prin deces, consumul de alcool, țigări și droguri, presiunea exercitată asupra copiilor și adolescenților, menopauza, etc., este în continuă creștere. Dar ce este și mai grav, crește simțitor numărul tinerilor care apelează la această formă de ieșire din impas. Într-o statistică, din perioada 2000-2004, numărul anual de sinucideri era de 786.000 de persoane. Încă nu există o statistică actualizată. 35% de mii de bărbați și 19% de mii de femei este raportul maxim de suicid în Europa, înregistrat în Danemarca. Depășește cu mult numărul victimelor din accidentele auto, care între noi fie vorba pot masca multe alte tentative de suicid reușite sau eșuate. Pe plan mondial, sinuciderea este cauza principală de moarte în rândul populației cu vârste între 15 și 20 de ani. Rata sinuciderilor este dublă în rândul șomerilor decât în restul populației. În toți acești ani, de când lucrez ca terapeut, am avut numeroase cazuri de persoane care aveau astfel de gânduri. Am satisfacția că Dumnezeu mi-a dăruit un talent deosebit care se numește grija pentru semenii mei, astfel încât întotdeauna am găsit soluția optimă, benefică și necesară fiecărui pacient încât să-l scot din această stare în care se afla. Aici mi-aduc aminte de o tânără de vreo 15 ani care se îndrăgostise de un coleg de școală. Urmare a acestei stări normale și firești în viața fiecăruia dintre noi, fata a avut o scădere a atenției la orele de curs și deci a notelor primite. De aici a apărut grijile părinților că fica lor nu mai este prima din clasă. Și firesc au început discuțiile care apoi s-au transformat în scandaluri și apoi în mare dramă că fica nu mai ia note doar de 10 și își permite să ia și note de 9, 8 sau chiar 7. Aceasta confruntându-se cu două probleme în același timp, una generând o pe cealaltă, i-a încolțit ideea că numai murind va reuși să soluționeze problema apărută. Numai că Dumnezeu, care ne poartă fiecăruia de grijă, avea alte planuri cu aceasta și s-a întâmplat să-mi devină pacientă. Inițial, nici măcar nu vorbea cu mine, considerând, din cauza vârstei mele, că eu sunt de partea părinților, deci un posibil agresor. Și iată-mă în fața unei tinere de 15 ani, dându-mi examenul vieții mele în răbdare, înțelegere, calm, dar mai ales hotărârea și perseverența de a nu o lăsa. Să facă ceea ce bănuiam că îi bântuie prin cap, mai ales că aveam informații de la o colegă de-a sa că este decisă să facă acest pas. După primele două ședințe, timp în care am povestit lucruri, am făcut glume și am spus bancuri, am făcut terapie și în final am făcut-o să lase garda jos, am ajuns la sufletul său și astfel mi-a mărturisit ce avea în plan. Am întrebat-o ce a făcut-o să ia această decizie, și mi-a răspuns imediat că lipsa de înțelegere a părinților, dar mai ales discuțiile interminabile cu aceștia, au făcut-o să creadă că părinții nu o iubesc, că vor doar să se laude cu ea cât de bună este la școală, și în aceste condiții preferă să moară decât să mai trăiască o astfel de viață. Ușor-ușor, dar și cu ajutorul părinților care o divinizau lucru care nu este bun în nicio situație, putem iubi, însă nu-l divinizăm decât pe Dumnezeu. Am reușit să-i demonstrăm cât de mult era iubită și că aceștia, în ciuda faptului că nu au știut să-i demonstreze cât de mult o iubeau, nu doreau decât să o vadă fericită și realizată ca om. Acum este la rândul său mamă, la fel de grijulie ca și mama sa. Este căsătorită cu băiatul visurilor ei, care s-a dovedit a fi un băiat minunat. Mi-aduc aminte acum, de vremea când eram copilă, și la mine pe stradă locuia o familie care nu avea decât o singură fată. Această familie era una dintre familiile înstărite de pe strada noastră, cu o casă mare și frumoasă, cu o curte plină de trandafiri și flori de toate culorile. Cu leagăn făcut special pentru fica lor, cu televizor, cu baie și cu tot confortul. De ce fac aceste precizări? Simplu, pe strada noastră puteai să numeri pe degetele de la o mână familiile înstărite. Restul, fiind familii modeste, familii care nu își permiteau să-și facă o baie cu toate cele necesare, nu aveau televizoare, iar curțile fuseseră împărțite la câte două familii pe motiv că nu aveau posibilități materiale să cumpere tot terenul de 500 de metri pătrați. Nu aveau posibilitatea să-și construiască o casă mare și frumoasă și se mulțumeau cu o căsuță a lor unde să-și crească copiii fără a fi nevoiți să se tot mute cu chirie. Deci această fată era cu vreo doi ani mai mare ca mine, era foarte frumoasă, Înaltă, de peste 1,80 m, aproximez că nu avea mai mult de 65 de kilograme, bine proporționată, cu o față ovală spre rotundă, cu niște ochi superbe, de un albastru aproape ireal, cu un păr castaniu închis foarte aproape de negru, cu niște buze frumos conturate, care erau atât de rumene încât credeai că se decuruși, însă aceasta nu o făcea. Recunosc că la vremea aceea mă consideram ca cea urâtă. În primul rând, că mi se părea că sunt tare urâtă. Acum, uitându-mă la fotografiile din vremea respectivă, observ că nu era așa cum percepeam eu lucrurile. În cel de-al doilea, pentru că nu aveam rochițe frumoase, așa cum avea ea. Eram săracă, și în ciuda faptului că mama făcea croitorie și avea multe rochițe toate erau făcute din material de proastă calitate, chiar dacă erau frumos croite și cusute, se vedea de la o poștă sărăcia. Iar dacă făceai imprudența și îmi încălțările, sigur, ai fi constatat că sunt o fetiță săracă. Deci revenind la ea, la vecina noastră, la vremea respectivă era prin clasa a 10-a, era premianta clasei și era extrem de apreciată pentru multele sale calități la mai multe discipline de învățământ. S-a întâmplat că s-a îndrăgostit de un băiat de la noi de pe stradă, băiat frumos, însă mai zvăpăiat, mai rebel și putem spune chiar obraznic în anume circunstanțe, lucru care l-a costat cam un an de școală de corecție. Erau doi frați crescuți doar de mamă, tatăl lor murind când ei erau foarte mici, iar mama, văzând că fiul cel mic este mai rebel și nu-l poate strunia așa cum își dorește orice mamă, l-a dat la școala de corecție sperând că astfel face om din el. Acesta era mai mare decât vecina mea cu vreo doi ani, iar când a revenit din școala aceea de corecție, nu era mai cu minte. Din potrivă, împrumutase multe din obiceiurile celor de acolo și deci cam toată lumea îl ocolea. Numai că vecina mea i-a văzut și partea pe care nimeni nu a avut să se curiozitatea să o vadă. Era un băiat sensibil, tandru, afectuos, dacă reușeai să-i câștigi prietenia. Iar ea o făcuse, însă în același timp se și îndrăgostise de el nebunește. Știa că este un băiat special, iar atitudinea lui era de fapt modul lui de a se revolta pe faptul că i-a murit tatăl, că mama era grab bolnavă și totuși muncea să întrețină pe ei, că erau zile în care aceasta nu mânca să poată avea ei suficientă mâncare. Toate acestea, dar mai ales faptul că nimănui nu-i păsa cu adevărat de ce este el atât de rebel, îl înrăiseră pe zi ce trecea. O bună bucată de vreme au reușit să-și ascundă relația lor de iubire, însă așa cum se întâmplă uneori, oamenii, în loc să-și vadă de treaba lor, au făcut ce știu ei mai bine. Au început să clevetească pe la colțuri până când au aflat și părinții fetei. În acea perioadă tatăl său era extrem de bolnav. Primind și această veste, dar mai ales nefiind de acord cu această relație nepotrivită din punctul lor de vedere, boala s-a agravat și în scurt timp a și murit. Astfel au rămas mama și fica fără un sprijin moral, dar nici financiar. Mama, mai severă decât tatăl, care fusese mult mai înțelegător care probabil că în final ar fi acceptat ca fica să fie fericită, indiferent de mediul din care provenea băiatul, a început să o pedepsească pe fica sa. Nu odată încuindu-i dulapul cu haine, astfel încât aceasta să nu mai poată pleca să se întâlnească cu omul pe care îl iubea atât de mult. Ba, la un moment dat, a trecut la pedepse fizice cu convingerea că astfel va reuși să-i despart. Luni de zile această fată a suferit momente de umilință groaznică. Luni de zile a fost bătută, pedepsită, certată, apostrofată doar pentru a o convinge să renunțe la el. Însă sentimentele lor erau mult prea profunde încât să renunțe unul la altul atât de ușor. Strada noastră se termină la liniile de tren care merg în toate direcțiile din România, plecând din gara de nord. Și nu odată, tentaseră acele șine persoane de pe strada noastră, inclusiv pe părinții mei, care ori de câte ori aveau un diferență, se gândeau la tren și la moartea care i-ar fi scăpat de atâtea probleme. Dacă pe părinții mei am reușit să-i opresc eu trăgând când de unul, când de altul către casă. Pe o vecină de-a noastră nu am reușit să o salvez. Astfel, având ghinionul ca a doua zi dimineață toată strada să participăm la cel mai macabru și neplăcut tablou pe care l-am văzut vreodată. Să privim cum trupul vecinei noastre este adunat bucată cu bucată, fiind împrăștiată pe sute de metri. Tot așa și această tânără care iubea atât de mult a reușit spre durerea și nefericirea noastră a tuturor celor din jur să facă acest lucru. Mai aduc aminte că în Spirit de afront la adresa mamei, care nu o lăsa să vorbească cu noi, copiii de pe stradă, care, așa cum v-am spus, eram săraci în ultima ei. Pardon. Mai aduc aminte că în Spirit de afront la adresa mamei, care nu o lăsa să vorbească cu noi, copiii de pe stradă, care, așa cum v-am spus, eram copii săraci, în ultimul ei an de viață ne-a invitat de multe ori pe toți la ea acasă, în lipsa mamei sale. Doamne, și ce casă frumoasă era pentru noi și ce de bunătăți ne așteptau acolo de câte ori ne chema la ea și câte sucuri și fructe nu am mâncat în acea casă. Și ce este interesant, părea a fi fericită când era împreună cu noi, ne povestea diverse lucruri, ne dădea cărți să citim, Acolo am văzut prima bibliotecă din casa cuiva. Ne lăsa să ne jucăm cu colecția ei de păpuși cu cap ceramic, care erau așezate cu grijă în vitrina din sufragerie. Auzi, ha? sufragerie, în condițiile în care noi abia aveam două camere în care locuiam și acelea destul de mici. Da, sufragerie de adevăratelea, cu moasă mare și șase scaune de jur împrejur, cu covoare persane, că la noi încă mai tronau falnice preșuri țesute de bunica în războiul de țesut, din restul de materiale tăiate, fâșii și înădite. să se facă un mare ghem din care le țesea. Apoi baia, Baie era ceva cu totul special. Noi care mergeam și ziua și noaptea la veceul din curte, indiferent că era vară sau iarnă. Așa că de câte ori mergeam acolo, fiecare se ducea de mai multe ori la baie, mai de dragul de a se holba la minunăția de veceu unde se trăgea apa și nu mirosea urât ca la noi acasă. Fata a tot încercat să o facă pe mama sa să înțeleagă că îl iubește cu adevărat pe acel băiat, dar mai ales că nu intenționează să renunțe la el sub nicio formă. Însă aceasta s-a încăpățânat să-și impună punctul de vedere în cele mai ciudate moduri. Astfel că, după un an de la moartea tatălui său, într-o zi, după ce a venit de la școală, s-a schimbat, a mâncat, a luat cărțile pe care le împrumutase de la biblioteca din cartier și a plecat să le predea. A trecut pe la casa iubitului său și Ghinion nu l-a găsit acasă. Poate că așa era scris, deoarece dacă ar fi fost acasă, sunt sigură că deznodământul ar fi fost cu totul altul. S-a dus la bibliotecă, a dat cărțile și nu a mai cerut altele. A trecut și a cumpărat o garoafă roșie și în drumul său către casă s-a mai oprit încă o dată la casa băiatului, care încă nu se întorsese din oraș a pus garoafa și o scrisoare superbă de dragoste în poarta casei și, luând-o pe o altă stradă, s-a dus direct la șina de tren. S-a așezat sub pasarela din apropierea străzii noastre și a așteptat trenul care venea zilnic la acea oră, cu calm, dar mai ales cu privirea către tren, parcă rugându-l să vină mai repede. Doamna Acar, care se ocupa de macazul din zonă, și care stătea într-o gheretă din apropiere, a văzut-o, însă nicio secundă nu a realizat că aceasta așteaptă trenul și nu se va da la o parte. Nu a avut nicio reacție de apărare, niciuna, pur și simplu parcă voia să îmbrățișeze locomotiva care i-aducea pacea și liniștea după atâta zbucium. Degeaba s-a mai lamentat mama sa Degeaba a mai plâns. Răul fusese făcut. La exact un an de la moartea soțului, fica pleacă să-l întâlnească pe acesta într-o altă lume. Ziua în care a fost înmormântată a fost o zi de sfârșit de februarie, cu un viscol cumplit, cu lapoviță și ninsoare care alternau, care nebiciuiau fața ca și când vecina noastră ar fi strigat după ajutorul care nu mai venea odată să o scoată din brațele morții. Hei, mă veți întreba de băiat. În ziua mormântării nu a fost lăsat de mama fetei să se apropie de coșciug, fiind considerat singurul vinovat de drama fetei. Însă, după ce toți au plecat, acesta a rămas până în noaptea târziu lângă mormântul ei, împietrit de durere. Chiar de a doua zi acesta a plecat de pe strada noastră, la început el singur, după care l-a urmat mama și fratele mai mare. Nu v-am povestit această întâmplare pentru a vă întrista, ferească Dumnezeu, ci pentru a vă face să vă cutremurați și, altădată, când vreți să vă impuneți neapărat punctul de vedere, orgoliu sau cum să o fi chemând el, puneți-vă în papucii celui pe care îl răstigniți cu dorințele voastre, care uneori nu corespund dorințelor celorlalți. Astfel, veți evita evenimente de acest fel, mai ales că, așa cum arată statisticile, tinerii sunt mult mai predispuși la gesturi necugetate. Vă voi mai reține atenția cu un caz care observ că este de departe cel mai întâlnit în rândul pacienților mei. Dezamăgirea este cea mai întâlnită suferință în rândurile femeilor, dar și ale bărbaților deopotrivă. Diferența este că femeile se manifestă și suferă mult mai profund, deoarece femeile nu și ascund starea sau nu încearcă să o atenueze prin alcool, țigări sau droguri. Bărbații, în schimb, se apucă de băutură. Unii atunci încep să fumeze pentru prima oară și chiar să se drogheze, iar alții, mai puțin la număr, caută vindecarea în brațele altei femei. Aceasta, de foarte multe ori, este la rândul ei dezamăgită de acest bărbat pentru că o va părăsi în scurt timp din cauza comparației dintre cele două și a faptului că aceasta nu se va putea ridica la nivelul fostei și, deci, nu merită să stea lângă el. Această pacientă, fiind singură, divorțată, fără copii, Iată cum, într-o anume conjunctură, s-a îndrăgostit de un bărbat. Acesta era exact ce își dorise femeia toată viața sa. Era un bărbat cu un debit verbal de invidiat, un bărbat inteligent, pus veșnic pe glume, în fața căruia putea să râdă cu poftă, să se bucure de viață și de frumusețile ei, să fie cu adevărat fericit. Ghinionul a făcut ca aceștia să locuiască în orașe diferite, iar distanța dintre ei să nu fie prea mică. Cei peste 300 de kilometri dintre ei făcea aproape imposibilă întâlnirea lor prea des. Amândoi aveau câte un loc de muncă în orașul în care locuiau, fiecare avea casa lui, rostul lui, ca să nu mai vorbim de tabieturi, principii și mod de a fi destul de voluntar în ambele cazuri. La început totul indica faptul că relația lor va fi una de succes. Neputând să se întâlnească prea des, vorbeau zilnic la telefon ore în șir, își depănau amintiri, își povesteau lucruri din viața lor sau a cunoscuților lor, spuneau bancuri, dar mai ales nu uitau să-și declare dragostea unul față de altul. După o perioadă de timp, după ce se întâlniseră de câteva ori, deja își făceau planuri de viitor cu toate că bărbatul susținea sușitare că el nu crede în instituția căsătoriei, fapt pentru care nici nu înmatriculase vreo femeie din multele femei care trecuseră rând pe rând prin viața lui. Fiecare încerca să-i găsească celuilalt un loc de muncă pentru a se muta acolo unde ar fi avut amândoi un loc de muncă. Însă probabil că astrele nu erau de acord cu ei și niciunul nu a găsit ceva convenabil pentru celălalt. Așa cum vă spuneam, bărbatul avusese multe, multe relații care nu funcționaseră și în ciuda faptului că avea în jur de 40 de ani era încă singur. Pacienta mea nicio secundă nu s-a gândit că poate și acesta avusese niște defecte pe care predecesoarele ei nu le acceptaseră. Acest bărbat, cu toate că nu era de o frumusețe izbitoare, era totuși un bărbat șarmant, care o cucerise prin felul său de a fi, dar mai ales prin modul în care știa să povestească lucruri, iar promisiunile pe care le făcuse erau atât de îmbietoare, încât aceasta nu s-a gândit nicio clipă că acest om este posibil să o mintă. Dacă la început durata convorbirilor telefonice era de nopți întregi și ore în timpul zilei, treptat acestea au început încet încet să scadă ca timp, dar și ca intensitatea a emoțiilor transmise. Totdeauna cel care încheia discuția era el, Bacă este foarte obosit, bacă nu se simte bine, bacă merge în vizită la frați, bacă l-a chemat un prieten, bacă a avut de lucru și nu a putut să sune. Interesant este că acesta, de câte ori spunea că are ceva de făcut, se întâmpla ca în același timp să fie activ și pe Facebook. La început, pacienta mea l-a crezut că a căutat o piesă pentru o mașină, că a căutat nu știu ce medicament, și minciunile continuau lejer, fără ca aceasta să bănuiască măcar cu câtă nonșalanță este mințită. Însă, în timp, convorbirile lor au început să fie aproape inexistente, cu toate că atunci când vorbeau acesta o asigura că o iubește și nimic între ei nu s-a schimbat. Dar, așa cum suntem noi femeile construite mai mult pe parte intuitivă emoțională, nici pacienta mea nu făcea excepție și în timp a început să-și reamintească lucruri care nu concordau, care nu se potriveau, care nu se legau între ele și a început să fie mai atentă. Astfel și-a dat seama că iubitul ei are deja alte planuri în care ea nu mai avea niciun loc, în care era păstrată, probabil, pe post de manta de vremerea. Nimic din ce făcea sau spunea aceasta nu mai era pe placul lui, care în timp își luase tupeu să închidă telefonul în nas sub pretextul că nu vrea să se certe cu aceasta. Și dacă l-ar fi închis tot, nu era foarte grav, însă în timp a început să-l blocheze pentru apelurile ei, pentru ca nu cumva aceasta să-și ia dreptul de a-l suna și a-l întreba ce, dar mai ales de ce se comportă astfel cu ea. După o astfel de discuție, pacienta mea a avut uh, curiozitatea să intre pe contul lui să vadă ce a mai apărut nou în peisaj, care bineînțeles că era plin doar de femei, excepție făcând vreo doi bărbați cu care iubitul său avea diverse afaceri. Și, stupoare, a apăruse în listă o altă femeie de care aceasta nu avea habar, care nici mai mult, nici mai puțin îi declara iubitului său că acesta este îngerul ei păzitor. Hm. Interesant este că aceasta postase informația că este într-o relație exact în perioada în care relația pacientei mele începuse să se dilueze. Abia atunci a înțeles tot ce se întâmpla în viața ei. Abia atunci a realizat că toată acea perioadă nu fusese decât o minciună sfruntată, un biet balon de săpun, care ca toate baloanele se spărsese și lăsase în urmă multă. Foarte multă suferință. Era atât de dezamăgită, era atât de tristă, că se lăsase mințită cu atâta nonșalanță, încât lacrimile apăreau spontan în ochii săi ori de câte ori încerca să-mi povestească ce pățise. I se părea nedrept, i se părea nefiresc ca un om să profite cu atâta josnicie de sentimentele altui om. Știa că făcuse tot ce depinsese de ea, ca relația să funcționeze. Nu făcuse economie la nimic, nici la sentimente, nici la vise, nici la planuri de viitor, nici la bani sau alte lucruri. Pentru ea, tot ce era important era acel om în care crezuse sincer, alături de care se visa un frumos. Da, este adevărat că aceasta este o femeie puternică, însă o astfel de durere nu poate fi suportat atât de ușor, mai ales când nu te aștepți și să ți se întâmple astfel de lucruri. Zile întregi am discutat cu ea, i-am explicat că oamenii au câte unii și defecte pe care chiar nu și le pot corecta, poate chiar dacă în anumite momente își propun sincer să o fac. Firea lor le rebelă nu-i lasă. Orgoliile lor nestăvilite nu pot fi ținute sub control, ca să nu vorbim și de faptul că unora chiar le place mult viața aceasta pe muchie de cuțit. Fără obligații, fără grija partenerului sau partenerei, fără implicații de genul acesta. Îmi era atât de milă de ea. Își făcuse atâtea planuri de viitor visase cum va fi viața ei alături de el, sperase ca de această dată viața ei se va schimba în bine, însă nu a fost să fie. Iar când a avut tupeu și îndrăzneala să-i spună ce descoperise, acesta a procedat ca un laș. I-a închis telefonul în nas, a activat opțiunea offline și citea fără a face nici cel mai mic comentariu, rândurile scrise cu durere în suflet de către pacienta mea, care încă odată a înțeles cu cine avea de-a face, dar mai ales în palma cui își pusese sufletul, speranțele și dorințele ei. A înțeles în sfârșit că nu acesta este omul pe care și-l dorește alături, nu acest laș mincinos și afemeiat era cel pe care l-a așteptat de o viață în niciun caz în această stare de confuzie, depresie și dezamăgire profundă și durere sufletească am cunoscut o pe aceasta cu răbdare, cu tact, dar mai ales cu perseverență am reușit să o ajut în acest moment este bine, iar a revenit zâmbetul pe buze, însă este extrem de circumspectă cu tot ceea ce vine din zona bărbaților aproape că nu o mai interesează acest subiect. Va trebui să treacă mai mult timp, dar mai ales va trebui să apară un om cu adevărat de calitate care să o merite, dar mai ales care să o ajute să-și vinde aceste răni adânci. Știu că acolo undeva există un astfel de bărbat care este destinat ei. Știu că acesta va reuși mult mai mult decât am reușit eu ca terapeut, va reuși să-i reaprindă dorința de viață, va reuși să o facă să viseze din nou, dar mai ales să o facă să râdă cu poftă și să se bucure de frumusețile vieții. Cu toate că am tratat și bărbați care au suferit din același motiv al dezamăgirii, nu am ales să vă povestesc un astfel de caz, deoarece ei sunt mult, mult mai închiși. Și în afara faptului că suferă la fel de mult ca o femeie, ei nu povestesc, ei nu vor să le trăiască evenimentele, de aceea am preferat acest caz. Ca o concluzie a tot ceea ce v-am povestit astăzi ar fi faptul că ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a face promisiuni, înainte de a acuza, înainte de a impune reguli proprii în viața altora dar mai ales copiilor noștri, înainte de a ne implica într-o relație. Nu este obligatoriu ca în momentul în care intrați într-o relație să vă apucați să faceți promisiuni, planuri de viitor. Celui sau cea care ne place va prefera să știe că nu așteaptă nimic de la partener sau parteneră, decât să-și facă planuri care apoi să fie distruse din vina noastră. Lăsați ca viața să curgă frumos. Iar dacă în timp lucrurile se vor lega, atunci cu atât mai bine. Veți fi amândoi fericiți de realizarea voastră. Dacă nu va fi să fie, atunci măcar nu veți fi acuzați de minciună și prefăcătorie. Iar în privința copiilor voștri, înainte de a le impune lucruri, gândiți-vă la voi, când ați fost la vârsta lor, gândiți-vă cum era. Când părinții vă condiționau sau chiar vă pedepseau, cum vă simțeați, ce sentimente strâneau aceștia în sufletelor voastre, și abia după aceea luați decizii. Diferența de generație a fost, este și va fi mereu o mare dilemă și problemă în același timp. Copiii de astăzi au cu totul alte mijloace informaționale față de noi, cei din generațiile trecute, deci și o altă percepție despre lume și viață. Ceea ce pe noi ne făcea fericiți, pe ei nici măcar nu-i amuză. Ceea ce pentru noi era de domeniul fanteziei, pentru ei sunt lucruri normale, obișnuite, firești. Deci, puneți-vă în locul lor și abia atunci, după ce veți simți aproape ca ei, încercați să le sugerați, în niciun caz să le impuneți reguli. Copiii nu mai acceptă regulile, au propriile lor reguli, cea mai importantă fiind, regula numărul 1, nu există niciun fel de reguli. Poate că astăzi v-am întristat, poate că nu este o poveste prea plăcută, însă viața, viața nu așteaptă la ușă ca să ne îngenuncheze, nu așteaptă să fim noi pregătiți să primim informații. Ea dă buzna și trântește cu noi de pământ cât ai zice pește. Și dacă nu acum, când avem timp să citim, când anume să o facem și dacă nu acum, atunci când, și dacă nu eu, atunci cine? Cred că anii de experiență acumulați îmi dau libertatea de a spune, de a informa, de a atrage atenția, dar mai ales de a trage un semnal de alarmă că toate aceste suferințe ne pot îmbolnăvi, ne pot distruge viața, mergând până la deces. Oare? Nu este mai bine să prevenim decât să vindecăm? În aceeași notă voi mai scrie partea a doua a acestei povești, cu două cazuri clar suicidale, pe care am avut șansa să le rezolv fără a se ajunge la un deznodământ nefericit. Voi sunteți cei care veți decide ce veți face cu informația primită. Voi sunteți cei care mă veți judeca sau nu. Pentru că îmi permit să spun lucrurilor pe nume, însă numai în ideea de a vă fi vouă cât mai bine posibil. 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 Cele mai frecvente suferințe ale pacienților mei, dezamăgirea, indiferența și lipsa iubirii, dar mai ales singurătatea. Partea a doua. Vă promisesem în prima parte a acestei povestiri, de altfel cumplit de reală, că voi reveni cu încă două cazuri. Și iată că am purces la drum așa cum v-am învățat. De data aceasta m-am așezat la birou la ora 20.40. Nu am mai așteptat să fiu trezită în miez de noapte, mai ales că știam exact ce am de făcut, scris și împărtășit cu voi, cititorii mei. Poate că dacă nu m-aș fi confruntat cu astfel de cazuri, destul de des în toți anii de când lucrez, nu aș mai fi continuat. Însă, numărul alarmant de mare, vorbesc strict de cazurile cu care m-am confruntat eu ca terapeut, m-au făcut să consider că este necesar ca oamenii să știe că orice problemă, oricât de complicată ar părea la prima vedere, are. O soluționare, dar mai ales doresc sincer ca toți să știți că, fiind frânturi de Dumnezeu, atunci când vă veți încrede în El, lucrurile se vor așeza uneori chiar în mod miraculos. Voi începe cu întâmplarea anului 2012, luna decembrie. Cam fiecare seară am intrat pe conturile mele pentru a răspunde mesajelor primite apoi să dau consultații inforenergetice dacă era necesar, iar apoi să fac anumite postări sau chiar comentarii la postările altor persoane. Am făcut și în acea seară același lucru, însă la un moment dat mi-a căzut privirea pe comentariul unei doamne la o postare anterioară. Doresc în acest moment să-i mulțumesc încă o dată bunuțului că mi-a dat atât de multe daruri și haruri pe care am avut întotdeauna grijă să le mulțesc ca un soldat disciplinat ce mă aflu. De data aceasta, spiritul meu de observație extrem de bine pus la punct și-a mai arătat încă o dată eficiența. În momentul în care am sesizat acel comentariu, ceva în forul meu interior s-a declanșat și imediat am luat măsuri. Am făcut un comentariu capcană care să mă lămurească dacă acel comentariu era așa cum îl consideram eu sau era unul inofensiv. Doamna respectivă a continuat în aceeași manieră și am înțeles în secunda imediat următoare că acea doamnă și cam luat rămas bun de la prietenii virtuali, în vederea plecării într-o lume considerată de ea la acea vreme ca fiind unica soluție a rezolvării problemelor sale. Speram sincer că este doar o părere greșită a mea, însă asta nu m-a oprit să-mi continui drumul cercetării evenimentului în acest sens, intrând pe mesajul privat al Doamnei. Acolo am mai făcut oarece conversație care m-a convins că nu mi s-a părut, ci că într-adevăr Doamna vrea să-și încheie socotelile cu viața. Cred că în timp v-ați convins că nu sunt o persoană superficială care lasă lucrurile la voia întâmplării. Și iată că eram pusă în situația de a interveni cumva astfel încât doamna respectivă să nu facă așa o mare greșeală. Ce să spun că cei aproape 500 de kilometri dintre noi făceau imposibilă întâlnirea cu dânsa la o cafea sau alte pretexte? Da, așa este. Doamna locuiește într-un alt oraș, deci era necesar să acționez la distanță. Norocul meu este că Inforenergetica nu are blindaje, nu are distanțe de aplicare, nu are rasă, culoare politică sau apartenență religioasă. Poți ajuta pe oricine, la orice distanță ar fi. Important este ca terapeutul să dorească să se implice, să vrea să dăruiască din prea plinul sufletului său multă iubire, timp, cunoaștere. Dar mai ales în aceste cazuri, foarte mult tact și răbdare. Și cum eu am toate aceste calități din belșug, nu am mai stat pe gânduri. Știu că toți ați dori să știți numele doamnei, localitatea în care trăiește și alte astfel de informații. Oare nu v-ați obișnuit cu mine că nu dau astfel de informații? Nu doresc să vă dau aceste informații, deoarece dacă Doamna ar fi unică în durerea dumisale, tot ar fi bine. Însă sunt atât de mulți oameni în această situație încât, haideți, să nu-i mai agresăm și noi cu curiozități fără rost și motiv. În cazul Doamnei se regăsesc foarte mulți oameni cu extrem de multe suferințe de toate tipurile, suferințe care îi și îi fac să-și caute liniștea în astfel de gesturi extreme. Deci, să revenim. După ce am fost convinsă că ceea ce la început părea doar o opinie personală a devenit certitudine, am trecut la treabă. În timp ce o țineam de vorbă, de povești care nu aveau la început nicio legătură cu descoperirea mea, m-am apucat să lucrez for energetic pe fotografia sa. Apoi, ușor, ușor, am intrat pe subiectul care mă interesa și am rămas surprinsă când doamna a recunoscut ce vrea să facă. Ba chiar în linii mari mi-a și explicat motivația acestei decizii. Discuția curgea firesc cu argumente pro și contra acestei decizii cu lucruri cu care amândouă eram de acord, dar și cu momente în care ne contraziceam. Am început discuția în jurul orei 21 și am tot continuat până târziu în noapte, când am rugat-o să meargă la somn, dar nu înainte de a o face să-mi promită că vom vorbi și a doua zi la aceeași oră. Oricum, s-a lăsat foarte greu convinsă să mai discutăm și seara următoare, însă, într-un final, am reușit. Îi mulțumesc bunoțului că m-a ajutat iar a doua zi am intrat din nou în conversație cu doamna respectivă. În toată această perioadă am lucrat infor-energetic pentru a reuși să-i fac acele curățări necesare în astfel de cazuri, pentru ca doamna respectivă să poată să aibă liberul arbitru limpede și curat. Se știe că atunci când suntem încărcați energetic negativ, liberul arbitru este estompat de aceste energii și deci nu putem să luăm deciziile optime în viața noastră. Am să vă fac acum o mică expunere a tot ceea ce se întâmplă în cazul în care energiile negative pun stăpânire pe noi și nu mai putem lua deciziile corecte în legătură cu noi și viața noastră. Am să vă rog să facem un mic exercițiu de imaginație. Imaginați-vă o bucată de metal, o tablă, un obiect din fier, orice este făcut din metal, care din diverse motive, este expus la condiții necorespunzătoare, a apăsare, etc. Aceste obiecte de metal în timp sunt atinse de pete de rugină. Dacă nu luăm măsura de a proteja acel obiect, petele de rugină se vor înmulți și la un moment dat vor cuprinde întregul obiect. Atunci când acesta va fi cuprins în totalitate de acea platoșă de rugină, acea bucată de metal va fi ușor, dar sigur corodată până când nu va mai exista ca și obiect și va fi o simplă grămadă de rugină pe care o vom arunca la gunoi Acum reveniți la voi și vă și la problemele voastre din viața de zi cu zi. La început va apărea o singură pată de rugină pe structurile voastre, apoi tot adăugând probleme peste probleme, aceste pete vor fi din ce în ce mai multe. Cu cât sunt mai multe, vulnerabilitatea voastră crește în fața acestor agresiuni negative. În situația în care nu se iau măsurile necesare, numărul petelor de rugină va crește, Acestea se vor mări ca volum, iar la un moment dat se vor uni formând o platoșă de rugină pe toată suprafața structurilor voastre fizice, psihice și sufletești. Marea majoritate a oamenilor nu se zizează aceste pete de rugine care îi cuprind în totalitate formând acea platoșă de care vorbeam anterior. Dacă această platoșă de rugină ne-ar afecta doar structura sufletească, ar fi foarte grav. Însă dacă am lăsat-o și s-a extins și la celelalte structuri, atunci lucrurile sunt extrem de grave. Această doamnă avea această platoșă de rugină pe toate cele trei structuri. Liberul arbitru practic nu mai era funcțional. Indiferent ce ar fi încercat, totul era supus eșecului deoarece platoșa de rugină nu-i mai permitea să o facă. În acest moment a intervenit Dumnezeu care ne vorbește, ne ajută și lucrează prin toate metodele pentru a ne ajuta. Putem găsi răspunsuri în joaca unor copii sau într-un dialog între persoane pe care le întâlnim întâmplător pe stradă sau într-un mișto de transport sau poate vizionând un film sau o emisiune TV care conține exact acele informații de care avem atâta nevoie. Universul nu lasă nimic la voia întâmplării. Totul se află sub auspiciile acelorași legi universale, dar în mod special al legii cauzei și a efectului. însă cel mai interesant mod de a ne ajuta este atunci când acesta trimite în întâmpinarea noastră o persoană total necunoscută care are capacitatea de a ne percepe durerile, problemele, frământările și întrebările pe care le avem în acel moment și această persoană ne ajută necondiționat, fără a-i solicita ajutorul. Așa s-a întâmplat în cazul doamnei respective. Sunt convinsă că nu întâmplător era pe acel cont. Sunt convinsă că nu întâmplător mi-a picat privirea asupra acelui comentariu. Cum tot atât de convinsă sunt că Dumnezeu i-a auzise doamnei respective suferințele, durerile neliniștile, dar mai ales singurătatea în care alesese să-și rezolve problemele pe care le avea. Cu toate că avea familie, soți, copii, alesese nu știu din ce motiv să se lupte singură cu problemele care o copleșiseră. Și astfel, văzând că nu găsește o cale de rezolvare a acestora, se hotărâse că singura soluție era plecarea din planul terestru. Iertați-mă, Însă așa nu-mi place termenul de sinucidere încât încerc să-l evit pe cât pot. Deci am mai stat încă o seară și o parte din noapte și am discutat și am adus argumente pentru a-și continua viața, pentru a-și crește viitorii nepoți și de a se bucura de aceștia. Și au fost multe, multe astfel de seri, timp în care o îndepărtam ușor, ușor de hotărârea luată la durere. Însă, este necesar să recunosc că în lupta mea de a nu o lăsa să plece, am avut și aliați. Pentru că mi-era teamă de ceea ce se putea întâmpla, m-am făcut luntre și punte și am găsit pe cineva din familia sa care a avut răbdare, după momentul inerent de reținere, de suspiciune firească, să mă asculte și împreună să facem cele necesare pentru ca această femeie să nu ducă la îndeplinire acest lucru. Atât de grav. Pe această cale îmi cer iertare pacientei mele, devenită între timp actuala mea prietenă, pentru faptul că am ales să folosesc toate mijloacele pentru a nu o lăsa să facă acest gest necugetat. În acel moment nu conta cum procedez să o ajut, important era să o fac. Și asta nu însemna să stau cu mâinile încrucișate și să mă lamentez după ce nu mai era nimic de făcut. Nădăjduiesc că va înțelege. Nădăjduiesc că mă va ierta. Nădăjduiesc că îmi va rămâne în continuare prietenă. Nu se va răzgândi pentru că odată am fost nevoită de conjunctură să nu-i spun tot adevărul. Deci, continuând seară de seară discuțiile cu această doamnă, fiind ajutată și de familie care nu știa cu ce probleme se confruntă aceasta, dar și aplicând în mod constant terapia inforenergetică, am reușit într-un final să o îndepărtăm de gândurile și deciziile care o bântuiau. Terapia inforenergetică aplicată consecvent și-a mai spus încă o dată cuvântul în acest caz și nu a lăsat-o să facă lucruri care ar fi îndurerat atât de mulți oameni. Curățările inforenergetice ne lasă liberul arbitru limpede și curat și atunci putem să luăm decizii optime pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru. Însă, voi știți cum este viața. După această perioadă în care am vorbit, am lămurit, am lucrat inforenergetic, viața și-a intrat în ritmul său firesc și o perioadă nu am mai vorbit decât din când în când. Problema este că uneori și faptele bune trebuie să făcute cu măsură. Pacienta mea, care are un suflet absolut minunat, nici nu reușise să-și rezolve primele probleme, ca reușit să intre în altele, care nu au făcut decât să-i complice și mai mult viața. Și așa cum se știe din psihologie, unde există mai multe definiții ale sinuciderii, un sinucigaș, chiar dacă este salvat, are tendința de a reveni la acea opțiune, ori de câte ori se va simți în genunchea de viață. Alfred Adler spunea despre sinucidere că este un protest activ împotriva colaborării utile, o retragere totală din fața problemelor vieții generate de o înfrângere sau de o teamă de înfrângere în una din cele trei mari probleme ale vieții: societatea, profesiunea sau iubirea. În Dicționarul Sănătății se spune așa. Suicidul este tulburarea instinctului de conservare prin care o persoană se distruge singură, alegând o metodă fizico-chimică: spânzurare, înnec, electrocutare. Organizația Mondială a Sănătății descrie suicidul astfel. Suicidul este actul prin care un individ caută să se autodistrugă cu intenția, mai mult sau mai puțin de a-și pierde viața, fiind mai mult sau mai puțin conștient de motivele sale. În anul 1980, Scheinman formulează o definiție operațional-psihologică de mare claritate. Suicidul este un act uman de încetare din viață cu intenție proprie. Eu nu îndrăznesc să mă compar nici măcar în gând cu asemenea somități, însă îmi pot da și eu o modestă părere în legătură cu un subiect care m-a frământat și pentru care am lucrat zile și nopți întregi spre rezolvarea lui. Din punctul meu de vedere, atunci când te simți singur, când nu te mai simți apreciat și deci nu îndrăznești, să soliciți ajutorul familiei, al prietenilor, al cunoscuților spre rezolvarea unor probleme care te copleșesc și nu le găsești rezolvare, acesta este un act de fugă, de egoism dus la extremism, de lipsă de altruism și iubire față de semenii tăi, considerând că, apelând la această soluție, vei scăpa de probleme nicio secundă cel care ia o asemenea hotărâre nu se gândește la cei rămași, la ce vor simți aceștia, la câte probleme îi va expune. Nu faci nimănui niciun serviciu dacă în egoismul tău îți iei jucăriile vieții și pleci într-o altă dimensiune. Lași oameni împovărați cu probleme create mai mult sau mai puțin de tine însăți. Lași oameni fără răspuns la întrebări simple. De ce a ales această cale, când am fi putut rezolva problemele într-un alt fel? Și aici nu consider că am spus toate frământările pe care le vor avea cei rămași. Nu mai adăugăm sentimentul de vină pe care îl pasați celorlalți, pentru că nu au fost suficienți de atenți să nu se întâmple așa ceva. Nu mai vorbim de sentimentul de iubire, de prietenie, de colegialitate, etc., de care nu țineți cont. Unii care au astfel de gânduri acum se vor repezi să spună: Dar simt că nu mă iubește, simt că nu mă apreciază. Și lista poate continua, dar nu este chiar așa. Se întâmplă uneori ca cei din jur să nu ne mai iubească sau să nu ne mai aprecieze. Însă vin și vă întreb: tu, luând de această decizie, când te apreciezi, cât de mult te iubești, dar și mai important, tu cât îi iubești și cât îi apreciezi pe ei? Apoi mai există și o altă variantă. Sunt oameni care pur și simplu nu știu să arate că iubesc și că apreciază pe cineva. Așa sunt ei construiți. Nu au nicio vină. Nu toți avem abilitatea de a face anumite lucruri. Unii știm foarte bine să vorbim, alții abia reușesc să scoată câteva vorbe, dar și acelea împleticite de emoție. Alții știm să croșetăm. Cum tot atât de bine sunt persoane care nu au abilitatea să poată coase măcar un nasture la o cămașă. Unii pictează minunat, alții abia dacă ar fi în stare să deseneze precum un copil de câțiva anișori. Așa și cu abilitatea de a ne arăta sentimentele, de a ni le face cunoscute, de a le spune cu voce tare. Ați încercat vreodată să vedeți dincolo de manifestări sau cuvinte? Este atâta frumusețe, atâta dragoste, gingășie, tandrețe. Problema este să știm unde să căutăm, să avem răbdarea și disponibilitatea de a o face. Ok, dar hai să mergem mai departe pe firul problemei. Pacientei mele, în pauzele în care nu luam legătura, se pare că i-a mai venit de vreo două ori astfel de idei pe care voia să le pună în practică. Problema este că atunci când Dumnezeu are un plan cu tine, tu poți să vrei altceva. În niciun caz nu-ți va ieși. Iată că nici pacientei mele nu i-a ieșit, numai că după încercare m-a anunțat că a mai avut vreo două tentative nereușite din fericire. Acum, după ce a înțeles că nici măcar să mor nu este prea ușor, s-a liniștit, înțelegând că mai are multe alte treburi de rezolvat aici, în planul terestru. A reușit, de altfel, destul de greu să-și rezolve problemele, toată familia fiindu-i aliată, iar acum s-a liniștit și mulțumește lui Dumnezeu că nu a fost de acord cu ea în decizia luată. A început o altă viață plină de speranță, de încredere, dar mai ales de credință. Că Dumnezeu nu ne lasă să facem totdeauna ceea ce ne trece nouă prin cap, mai ales dacă are alte planuri și alte judecăți în privința noastră. Are grijă ca prin entitățile Lui de lumină să ne protejeze, să ne apere, uneori chiar de noi înșine. Este mult mai veselă, mai relaxată, mai liniștită, dar mai ales mai fericită, pentru că a înțeles că este necesar să împartă împreună cu familia și bucuriile, dar mai ales necazurile. Permiteți-mi să vă mai rețin atenția cu cazurile a doi bărbați a căror poveste se asemănă foarte mult. Amândoi au avut o copilărie tristă un tată agresiv care le-a terorizat toată copilăria și pe ei, dar și pe mamele lor, care au avut lipsuri de tot felul, care au fost nevoiți să doarmă uneori în curte împreună cu mama lor, care au acumulat an de an suferințe, frustrări, neliniști, nemulțumiri. Jignirile permanente aduse de tații lor cu apostrofări gen ești prost, nu ești bun de nimic, nu vei realiza nimic în viață, etc., au condus la pierderea stimei de sine și au pierdut încrederea că ei pot realiza ceva în viața lor. Și astfel au devenit închiși în ei, înșiși, au devenit triști, abătuți, absenți. Unul, mai puțin norocos, a reușit cu chiu cu vai să-și întemeieze o familie, celălalt a rămas celibatar. Primul, în ciuda faptului că a reușit să-și întemeieze o familie, a avut ghinionul ca și soția sa să facă parte din același tipar al acuzatorului agresiv, autoritar, fără pic de milă sau compasiune pentru suferințele lui, care îi se citeau lezne pe chip. S-a străduit ani de zile să facă în așa fel încât familia lui să funcționeze normal, însă, în ciuda faptului că deja avea un copil, au fost nevoit într-un final să divorțeze. Și astfel s-a mai ales cu încă un set de frustrări, supărări, nemulțumiri, neliniști, acestea, fiind cauzate de starea de disconfort de după divorț, de lipsa copilului din viața sa, urmarea fiind că acestea i-au întărit convingerea că tatăl avusese dreptate să-i spună că nu va realiza nimic în viața sa depresia nu s-a lăsat prea mult așteptată, mai ales că avea terenul fertil manifestării ei. Cel de-al doilea s-a străduit în mai multe rânduri să-și o familie, însă nu a reușit. Firea sa introvertită, teama de a nu greși, dar mai ales faptul că nu reușea o comunicare locventă cu partenerele sale, ducea inevitabil la despărțire. Și acesta a adunat în timp alte și alte frustrări, griji, frământări și el, ca și celălalt pacient, a ajuns la concluzia că da, tatăl a avut dreptate, nu este bun de nimic. Și, în cazul acestuia, depresia s-a cuibărit adânc în sufletul său. Astfel, amândoi luaseră decizia, este foarte adevărat, că la diferență de câțiva ani unul de altul, de a termina această viață care, din punctul lor de vedere, nu mai trebuia trăită. Și așa cum ați înțeles și din alte povestiri, dar și din cazul menționat anterior, Dumnezeu a decis că ei mai au multă treabă pe aici, pe pământ, și astfel s-a întâmplat să-i cunosc pe fiecare dintre dânșii. La început, amândoi au fost extrem de neîncrezători, reținuți și indiferenți la ceea ce le comunicam. Da, aveți dreptate. Liberul arbitru era estompat și astfel nu puteau vedea pădurea din cauza pomului. Lucrând consecvent pe și cu răbdare, tac, dar mai ales cu hotărârea fermă că acești doi tineri domni care abia se aflau la jumătatea vieții, este necesar să-și continue drumul în viață, am reușit treptat să-i fac să se descopere. Să vadă ce oameni minunați sunt, ce potențial au, unul fiind inginer electronist, iar altul ocupându-se de IT, fiecare fiind la vremea sa șef de promoție. Apoi să se uite în oglindă și să vadă cât de frumoși sunt. Înalți, făcuți, unul blond cu ochii verzi, celălalt brunet cu ochii albaștri, corpurile lor bine proporționate, aliura sportivă, fizionomia lor, totul îi prezenta ca pe niște bărbați care, dacă ar fi avut încredere în ei, ar fi putut cuceri orice femeie în orice moment. I-am ajutat să se uite înăuntru lor și să se descopere. Treptat i-am ajutat să-și recapete încrederea în ei, să le crească stima de sine, dar să și lase în urmă trecutul. Le-am explicat că orice s-ar fi întâmplat în trecutul lor, oricum nu mai poate fi schimbat. Vorbind despre viitor, i-am făcut să înțeleagă faptul că nimeni nu ne garantează că îl vom trăi, știind clar că pot apărea atâtea evenimente care să nu îi mai lase să-și trăiască viitorul. Ce ne mai rămâne? Simplu, prezentul. Pe acesta este necesar să-l trăim la capacitate maximă, să ne bucurăm de fiecare clipă, ca și când ar fi ultima, să ne bucurăm de fiecare moment și eveniment al vieții noastre, bun sau mai puțin bun, pentru că din orice moment și din orice eveniment avem ceva de câștigat. O emoție, o informație, o lecție, etc. Acum mi-aduc aminte că am o convingere pe care simt că este necesar să o împărtășesc cu voi. Și din cea mai proastă carte, și din cel mai prost film, și din cel mai prost curs seminar, workshop sau orice altceva, putem desprinde o idee importantă de care să ne folosim în timp. Acum, ambii mei pacienți sunt bine, la casele lor, cu familiile lor minunate cu copii, cu socri și soacre, cu coțel, purcel și altele, cu bucurii, dar și cu probleme. Oare credeți că viața, fără nicio problemă, ar fi una minunată? Eu cred că nu. De ce? Simplu. Viața ar fi a noastră, plictisitoare și fără sens. Și apoi vin și vă întreb. De unde ați mai putea învăța lecțiile vieții? Cum ați mai putea evolua dacă nu ați învățat nicio lecție decât aceea de a vegeta pur și simplu? Ia uitați-vă în trecutul vostru, la toate problemele pe care le-ați avut. În situația respectivă considerați în acel moment că este sfârșitul vieții, atât de gravă vi se părea problema. Apoi ați rezolvat-o, v-ați liniștit și ați realizat cât de mult ați învățat din acea lecție. Discutam zilele acestea cu o prietenă și se plângea de faptul că a suferit mult în viața ei. Și m-am simțit datoare să explic că dacă toate acele lucruri nu s-ar fi întâmplat, astăzi nu ar mai fi fost în brațele bărbatului pe care îl adoră. Nu ar mai fi realizat atât de multe lucruri, nu ar fi reușit să se înțelepțească suficient încât să înțeleagă un lucru simplu. Atunci când iubim cu adevărat, nu ținem omul pe care îl iubim lângă noi numai pentru că ni se pare că ne aparține, ci dacă simțim că acesta își dorește altceva, îl lăsăm să plece, să fie fericit, așa cum crede el că este mai bine. Nu avem dreptul să-l ținem prizonierul dorințelor noastre, îl lăsăm liber, iar dacă el va hotărâ că nu dorește să plece, atunci este cu totul altceva, însă dacă o face, fiți fericiți că omul pe care îl iubiți este la rândul său fericit cu adevărat. Sunt fericită când îi văd pe pacienții mei în fotografii cu familiile lor la mare sau munte, sărbătorind diverse evenimente fericite din viața lor, bucurându-se de viață și frumusețea ei. Oare ce altceva m-ar putea face mai fericită? Un medic se bucură enorm că mai salvează un om de la pieire, așa și eu mă bucur sincer când ajut oamenii să-și trăiască viața frumos, cu bucurie, cu plăcere, cu pasiune. Îi îmbrățișez pe toți cu mare drag și le doresc să nu ne mai întâlnim decât ca vechi prieteni, iar gândurile acelea urâte să nu le mai dea târcoale nici când. Dragii mei cititori, cred că ați înțeles că viața este minunată așa cum este, cu bune și mai puțin bune, cu încercări, dar și minunate rezolvări, cu oameni frumoși, calzi și buni, dar și cu oameni care din pricina vieții și-au acoperit frumusețea chipului și a sufletului cu masca urâtă a agresorului, doar ca să se apere la rândul lor de agresiuni. Dragilor, dați măștile jos, sunteți minunați cu toții. De ce vă sluțiți frumusețea cu caracteristici care nu vă reprezintă? Fiți voi cei adevărați, cu bune și mai puțin bune, cu multele voastre calități, dar și cu cele câteva mici defecte. Numai așa veți putea trăi frumos și împlinit. Iată, aici vă voi mărturisi sincer un lucru pe care l-am făcut toată viața, iar acum recunosc că nu mi-a fost deloc ușor, însă am bucuria să mă pot uita în oglindă fără să mă rușinez de mine însă. Am fost și eu salariată 40 de ani. Am avut șansa ca în toate locurile în care am lucrat să fiu apreciată pentru munca mea. În toată această perioadă nu am dorit și nici nu am încercat vreodată să fiu ipocrită, să spun una și să gândesc alta. Pur și simplu ce am avut de spus, am spus, fie că a fost vorba de colegi, fie că a fost vorba de șefi, fie că o făceam pe un ton calm, fie pe un ton nervos, în funcție de situație, în funcție de conjunctură. Întotdeauna am preferat adevărul, am preferat propria mea opinie, chiar dacă poate uneori nu aveam dreptate. 100%. Mulți, foarte mulți oameni m-au detestat, m-au urât, dar și mai mulți m-au iubit, chiar dacă poate nu au strigat o în gura mare. M-au apreciat cu adevărat pentru felul meu sincer, deschis și onest față de ei. Unii încă mă mai caută, unii îmi simt lipsa, unii încă mă urăsc. Însă, și pe unii și pe alții îi iubesc la fel de mult. De la fiecare dintre ei am învățat lucruri, de la fiecare dintre ei am primit lecțiile pe care le meritam în acele momente. Și pe unii și pe alții îi rog din suflet, dacă i-am pus în suferință, să mă ierte, dacă i-am ajutat vreodată să o facă și ei, la rândul lor, cu alții, să dăruiască și ei. Dragostea lor, altora. Doar așa ne vom o lipsi toți de bunătate, de înțelepciune, de fapte bune. Am refuzat să mă sluțesc punându un măști care să mă prezinte într-un mod în care nu m-aș fi regăsit niciodată. De aceea, nici nu recomand cuiva să o facă. Cei care vor primi sinceritate, la rândul lor, vor dărui sinceritate. Cei care vor primi ajutor, vor dărui și ei la rândul lor. Asta este viața adevărată. Vă iubesc, dragii mei, și mi-aș dori ca odată cândva toată lumea să se simtă atât de bine încât eu să șomez, să nu mai am pacienți, să mă apuc de alte lucruri. Slavă Domnului că de abilități nu duc lipsă. Capitolul 4 compatibilități și incompatibilități. Când compatibilitățile îți spun întrebări. E greu să explici cuiva și chiar ție însăți de multe ori ți-e greu să-ți explici de ce simți nevoia să stai de vorbă cu un anume om, să te apropii de el și nu de altul. Ileana Vulpescu Astăzi intrasem pe unul dintre conturile mele de Facebook și am găsit această postare care mi-a atras atenția în mod deosebit. Nici acum nu reușesc să-mi explic de ce anume m-am oprit exact la această postare și nu la alta. Oare ce anume în forul meu interior a fost atins atât de profund încât am simțit nevoia să stau și să meditez la aceste cuvinte? Și mi-am adus aminte de câte ori în viața fiecăruia dintre noi există o astfel de situație care apare pur și simplu și nici măcar nu o poți controla. Apare și gata. Te vezi dintr-o dată captiv în această stare și încerci să înțelegi, și încerci să te rupi, și încerci să uiți, și totuși ceva acolo în tine nu te lasă să o faci. Așa simți și. Apare nedumerirea de ce nu simți așa pentru toți cei pe care îi cunoști de-a lungul vieții tale. De ce, pentru anume persoane, simțim această nevoie, ea spune vitală, iar pentru alții simțim o respingere totală sau pur și simplu indiferență? Și atunci mi-am adus aminte de cursurile de infor energetică și de cele învățate acolo, dar mai ales de experiența mea de terapeut în care am constatat o multitudine de cazuri de acest fel. În această situație vorbim de compatibilități sau incompatibilități între oameni. Da, aceste lucruri există și chiar dacă mulți nu cred în astfel de lucruri, asta nu înseamnă că ele nu există. Asta nu înseamnă că ele nu se verifică în realitate, în practică, în viață. Compatibilitatea ideală pentru fiecare dintre noi ar fi ca pe toate cele trei structuri fizică, biozică, adică psihică, și noesică, adică sufletească, să fie procentual vorbind pe sută. Când există compatibilitate, pe toate structurile apar acele relații pe viață, acele căsnicii indestructibile indiferent de eficisitudinile vieții, indiferent de cât de multe încercări se vor abate peste cei doi parteneri, acea relație nu se poate destrăma decât în cazul dispariției unuia dintre cei doi parteneri, sau în cazul în care apare o terță persoană cu aceleași compatibilități pentru care unul dintre parteneri face o pasiune și este înscris și în cartea vieții sale. Știm că toți am primit minunatul dar numit liberul arbitru, în care nici bunuțul care ni l-a dăruit nu se bagă. Ne lasă să luăm propriile noastre decizii, indiferent că vom greși sau nu. Din punctul meu de vedere, greșelile sunt o binecuvântare. Mă veți întreba cum adică o greșeală să fie o binecuvântare. Simplu, dragii mei, din greșeală și din suferința creată de aceasta, oamenii învață mult mai bine și mai repede lecțiile vieții. Cu toate acestea, există, ca în toate situațiile de viață, și o variantă neplăcută a unei compatibilități ideale, aceea când, din punct de vedere karmic, drumul celor doi este predestinat a se desfășura doar pe o bucată de vreme. Poate există posibilitatea ca cei doi la un anumit interval de timp să se despartă drumurile lor nemai fiind comune și atunci relația, chiar dacă poate nu s-a consumat 100%, să se încheie. Dar aici deja intrăm într-o altă discuție legată de karmă și de efectele ei asupra noastră. Însă există și cazuri în care această compatibilitate nu există decât pe una sau două structuri sau în cel mai nefericit caz nu există pe niciuna Dintre aceste structuri. Cum se manifestă aceste compatibilități pe fiecare structură? Păi, hai să aruncăm o privire de ansamblu pe fiecare dintre aceste situații. Când compatibilitatea se manifestă la ambii parteneri, și aici nu vorbesc strict la parteneri de sex opus, de iubiți, soți sau amanți, în structura fizică, persoanele respective au o atracție specială pe această structură. În situația în care Relația este de iubire, atunci cei doi vor dori să fie împreună permanent, să se atingă, să se sărute, să facă dragoste, practic fiecare dintre ei să se bucure de prezența fizică a celuilalt. În situația unei alte relații decât cea de iubire, oamenii se plac pur și simplu și indiferent că celălalt să presupune mare un defect fizic vizibil, asta nu îl împiedică pe partener să nu-l aprecieze chiar și așa, iar acel defect să-i pară că este ceva special la partenerul său. Toate acestea se manifestă în cazul unei compatibilități pe această structură, însă în cazul unei incompatibilități cei doi, indiferent de relație, vor simți o stare de neplăcere unul față de altul, nu se vor suporta fizic și deci relația este compromisă din start, chiar dacă se presupunem că pe una sau chiar pe amândouă din celelalte două structuri ar avea o compatibilitate bună. Există și situația în care unul dintre cei doi să nu fie compatibil cu celălalt. În schimb, noi să avem această compatibilitate și atunci relația este compromisă deoarece partenerul în starea de incompatibilitate te va respinge și ținând cont de liberul său arbitru, această relație se destramă rapid. Când compatibilitatea se manifestă pe structura biosică, adică psihică, atunci cei doi parteneri au aceeași concepții despre lume și viață, își doresc aceleași lucruri și visează la dorințe comune care pot fi realizate împreună. Au aceleași speranțe și aceleași idealuri. Iar când unul dintre cei doi își exprimă o altă opinie, partenerul său răspunde prezent oricărei astfel de nevoi și va îmbunătăți acea opinie cu propriile sale opinii despre subiectul dezbătut. În niciun caz nu o va anihila, așa cum se întâmplă în situația unei incompatibilități. Există și aici posibilitatea ca unul dintre parteneri să aibă o incompatibilitate cu partenerul său, și atunci, oricât de mult va încerca cel care are această compatibilitate față de partener, nu va reuși să se facă auzit și înțeles de acesta. Rezultatul este eșecul total, dezamăgirea, tristețea. Avem și compatibilitatea pe structura noiesică, adică pe suflet care se manifestă prin dragoste sinceră, profundă și permanentă față de partener, indiferent de relație și de sex. Iubește acel om necondiționat, indiferent că ai sau nu compatibilități pe celelalte două structuri. Simți că fără acea persoană viața ta nu are motivație, nu are sens și încerci să faci totul ca acea persoană să răspundă sentimentelor tale. Spre nefericirea noastră există și varianta în care numai unul dintre parteneri are incompatibilitate cu partenerul său și atunci suferința este garantată. Privește în jur și vezi câte astfel de situații există când unul iubește profund și total, în schimb partenerul său îl ignoră, alungă și în multe cazuri chiar îl agresează profitând de sentimentele celuilalt. În toate situațiile ideal este ca oamenii să aibă posibilitatea să poată să verifice aceste compatibilități înainte de a ajunge să sufere, înainte de a ajunge să-și distrugă viața trăind alături de un om care îi ignoră, detestă și în multe cazuri îl agresează fizic sau verbal. Spre nefericirea noastră există și starea de incompatibilitate pe toate cele trei structuri. În acest caz vorbim de acele persoane care ne sunt total antipatice, care pur și simplu ne dau o stare proastă. Nu îi putem suporta în preajma noastră, indiferent de situația în care ar trebui să colaborăm cu acea persoană. Acele persoane care pur și simplu ne irită numai prin simpla lor prezență în spațiul în care ne aflăm și noi nu este nevoie să-i atingem, să le vorbim sau să avem vreun sentiment față de dâns și pur și simplu îi urâm din toată ființa noastră, ne înțelegând de ce ne manifestăm astfel, deoarece acea persoană nu ne-a supărat cu absolut nimic. Toate câte vi le-am împărtășit aici, le-am verificat pe parcursul vieții mele și eu însă și încă se mai întâmplă să o fac. Și credeți-mă, pe cât de plăcută este starea de compatibilitate cu partenerul, pe atât de tristă și dureroasă este starea de incompatibilitate. Aceasta din urmă dându-ne un sentiment neplăcut de durere sufletească, de tristețe și de frustrare față de această situație pe care practic nu o poți controla. Compatibilitatea există sau nu? Nu poate fi autocreată. Venim cu ea la pachet în bagajul energetic al ființei noastre pământene veți întreba, ok, și cum să facem acest lucru? Nimic mai simplu. Găsiți un terapeut inforenergetician și acesta vă va ajuta, vă va consilia astfel încât să nu ajungeți victime. Este atât de simplu într-o consiliere de 30-60 de minute să-ți lămurești viața, să știi cum un pas înainte la ce te aștepți în legătură cu noua ta relație de prietenie, iubire, căznicie, parteneria sau de orice alt fel de relație. Te invit cu drag să mi adresezi acele întrebări care te fărământă, care nu te lasă să dormi, care te obsedează, iar tu nu reușești să înțelegi de ce se întâmplă aceste lucruri. Sunt aici pentru tine, pentru ca tu, în orice moment, să-mi cere ajutorul, iar eu, cu dragoste, înțelegere și cunoaștere specifică, să te ajut. Nu este nevoie să-ți devin confidentă dacă nu dorești acest lucru. Singurul lucru absolut necesar este să mă contactezi, să-mi trimiți o fotografie sau două, după caz, cu cele două persoane cărora dorești să le măsori compatibilitatea și numele de botez al acestora. Măsurătorile se fac în baza acestor fotografii și te ajută să înțelegi de ce relația ta șchioapătă, de ce nu te înțelegi cu șeful, de ce te tot ceri cu vecinul sau soacra, de ce colegul de la birou ți este atât de antipatic și cazurile sunt infinite pentru orice fel de relație. La căsătoria. Oare de ce nu? În această dimineață, extrem de devreme, m-am trezit din somn cu certitudinea că este necesar să abordez acest subiect care, în ultima vreme, este din ce în ce mai prezent în relația mea cu pacienții, indiferent de sex. Toți au aceeași nelămurire. De ce nu reușesc să-și întemeieze o familie? Primul impuls a fost să mă culc mai departe, însă, gândurile la întrebările frecvente ale pacienților mei m-au convins că este mult mai important să încerc să le răspund decât să mai dorm o oră sau două. Și iată-mă în fața calculatorului, pregătită să încerc un răspuns în baza experienței acumulate până în prezent. Este un subiect pe care îl întâlnesc la trei din cinci pacienți, toți sunt frământați de aceeași întrebare. Toți sunt nelămuriți de ce, în ciuda faptului că uneori sunt în relații de cuplu de mai mult timp, nu reușesc să facă pasul final spre întemeierea unei familii. În următoarele rânduri, mă voi strădui să dezleg acest, să-i spunem, mister care chinuie sufletele atâtor persoane. Așa cum am mai discutat în multe povestiri, viața noastră se manifestă într-o cursă permanentă printre energii pozitive sau negative. Gândul este o energie, intenția este o energie, dorința este o energie. Depinde însă foarte mult dacă intenția, gândul sau dorința sunt pozitive, dacă se îndreaptă către alte persoane cu iubire sau cu ură. În cazul în care iubim pe cineva sincer și adevărat, trimitem către acea persoană gândurile, dorințele și intențiile noastre pozitive. Îi dorim binele, îi dorim să fie sănătos sau sănătoasă, să fie fericit sau fericită, să aibă parte de cât mai multe bucurii. Însă, dacă din diverse motive urâm pe cineva, atunci gândurile, intențiile și dorințele noastre vor fi direcționate cu semn negativ îi dorim tot ce poate fi mai rău și iată cum energiile negative pun stăpânire pe noi și aici vorbim doar de gând, intenție și dorință dacă persoana care ne urăște trece și la fapte atunci deja avem o mare problemă este ca și când ne trezim așa de nicăieri cu o găleată de gheață în cap nu este o senzație prea plăcută, mai ales că nu te aștepți, deci nu iei niciun fel de măsuri să te protejezi. În toată perioada de când lucrez cu oamenii, am avut parte de o grămadă de situații care mai de care mai încurcate, mai dramatice, iar unele chiar hazli. Pentru că nu pot face o poveste cu fiecare caz în parte, am ales un caz aparte care include toată paleta de situații de la deznădejde, tristețe și speranță la momente hasli care în final s-au soluționat cu happy end. Cu mai mulți ani în urmă vorbeam într-o zi cu o colegă și bună prietenă de la serviciu despre lume și viață, despre una, despre alta, așa, cafetele care se întind uneori la povești. La un moment dat ne-am dat în vorbă despre ficele noastre care acum sunt tinere în toată puterea cuvântului. Prietena mea, la un moment dat, a rămas pe gânduri câteva momente, după care foarte tristă mi-a spus că de îngrijorată este de faptul că una din fiicele sale, cu toate că împlinise de ceva timp 30 de ani, nu reușea să se căsătorească. Eu, care de când mă știu, am un simț al umorului născut, i-am propus zâmbind. Să vedem cum să o ajutăm pe fica ta să-și întemeieze o familie. La început, prietena mea a avut senzația că glumesc, însă, văzând că deja pusese mâna pe ansă, a realizat că nu glumesc deloc și că pentru mine, în acel moment, problema sa este o problemă importantă care este necesară a fi soluționată. Am cerut o fotografie a fetei respective și am început să lucrez. Mai întâi am observat cât de încărcată energetic negativ era, și m-am apucat să-i fac o curățare infoenergetică. Apoi am început să fac diverse măsurători. După vreo 15-20 de minute, m-am oprit din măsurat și am spus prietenei mele următoarele: Fica ta are aspecte clare de căsătorie în acest an. Deja îl cunoaște pe cel care este menit. Însă nu știe că el este alesul. Are un nume care începe cu litera I, dar mai ales vei fi anunțată de această căsătorie când vei fi plecată la un drum în afara orașului. Aceasta s-a uitat la mine câteva minute și apoi a început să-mi explice că fica ei nu este implicată în niciun fel de relație cu nimeni, nu cunoaște pe nimeni a cărui nume să înceapă cu litera ei, iar tot ce îi spun eu este imposibil să se realizeze că nu se leagă nimic din tot ce am spus. Am rugat doar atât, să-l lase pe Dumnezeu și pe îngerașii săi de lumină, să-și facă treaba și să nu mai intervină cu negativismul său. A doua zi, după ce s-a mai liniștit, după ce a vorbit cu fica sa, a fost puțin mai calmă și mi-a povestit că singura persoană din viața fiicei sale este un coleg cu care aceasta își bea cafeaua de dimineață. Însă, nu este nimic între cei doi în afară de colegialitate și o glumă nevinovată în care băiatul îi spusese într-o dimineață că îi pare atât de rău că ea este minionă, iar el foarte înalt, deoarece, în caz contrar, ar fi cerut-o de soție. Ca să nu mai spun că acea literă I nu se regăsea în numele persoanei în cauză. Am întrebat dacă pot avea o fotografie a acestui tânăr, și am primit-o. Am măsurat, am curățat, am întrebat și am concluzionat. Acest om ar putea fi persoana despre care discutăm. Și mama și fica infirmau totuși cu vehemență, spunând că nu poate fi acela, deoarece nu este nimic între ei și nici nu poate fi, având în vedere cele două inadvertențe, înălțimea și numele. Ele au rămas cu convingerile lor, eu cu ale mele. Au mai trecut câteva săptămâni. Într-o vineri, prietena mea, m-a chemat la birou, unde m-a anunțat că va pleca din București și că probabil nu va ajunge nici luni la serviciu, așa că urmează să mai vorbim marți când va reveni ea din provincie. În toată această perioadă, la intervale diferite de timp, în funcție de cum îmi ieșau măsurătorile, am continuat să curez toate acele energii negative pe care le-am găsit din abundență și pe fată ca și pe băiat se anunța un sfârșit de săptămână obișnuit cu treburile inerente fiecarei familii, cu nimic spectaculos. Însă, când Dumnezeu are alte planuri, nu îi te poți împotrivi și faci ceea ce se impune să faci. Îmi aduc aminte că în acea zi mă întâlnisem cu soțul meu să facem câteva cumpărături pentru a nu mai fi nevoit să plecăm după aceea, astfel să ne putem face treburile pe lângă casă toate că programul meu de serviciu vinerea era până la ora 14, am ajuns acasă în jurul orei 17.30. Nici măcar nu apucasem să despachetăm când sună telefonul și prietena mea, gătuită de emoții, încerca să-mi spună ceva. Însă fiind extrem de emoționată, nu reușea să articuleze prea multe cuvinte. Am rugat-o să se liniștească puțin și să-mi explice ce a pățit. După câteva minute mi-a spus că fica s a sunat-o și a anunțat-o că ea se va muta la colegul cu care își bea cafeaua de dimineață. Ba mai mult o ruga să înceapă să se intereseze de un spațiu corespunzător deoarece intenționau să se căsătorească cât mai repede cu putință. Prietena mea, în clipa în care a primit telefonul, tocmai era urcată pe o scară și doar prezența de spirit a ajutat-o să nu cadă de pe scară și să pățească cine știe ce necază nici nu știa dacă să se bucure sau să sufere, nu știa dacă acesta este alesul lui Dumnezeu pentru fica sa, mai ales că nu corespundea numele, iar ea credea foarte mult în ceea ce măsuram eu și nu înțelegea cum de nu este așa cum am zis. Zilele au trecut, a venit ziua de marți când a revenit la serviciu și, într-o suflare, mi-a comunicat că da, acela este cel de care le spusese, deoarece numele cu care se prezentase era numele lui de familie, iar numele său chiar începea cu litera I. Hm. Din clipa aceea vă dați seama câtă alergătură, câtă agitație, câtă cheltuială a urmat ca să se desăvârșască ceea ce Dumnezeu dăruise cu atâta dragoste. Să mai spun că au fost un mire și o mireasă superbi, în ciuda diferenței de înălțime, să mai adaug faptul că sunt un cuplu minunat, să spun că se înțeleg foarte bine, ca o fetiță frumoasă, care acum tocmai termină clasa 8 -a și sunt foarte fericiți împreună, este inutil, deoarece v-am anunțat că povestea mea se va termina cu happy end. Ar mai trebui să spun că și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, însă acțiunea este în desfășurare, așa că îi lasă să-și trăiască fericirea pe care fiecare dintre ei o merită. Ce ar mai trebui adăugat? Că nu este cazul să ne considerăm imbatabili în fața energiilor negative. Simplu fapt că cineva nu crede în ele, în energiile negative, asta nu înseamnă că acestea nu se manifestă în viața noastră de când este lumea și pământul și până nu va mai exista acesta. Că puterea gândului la unele persoane poate răni mai rău decât o armă albă sau o armă cu glonți. Că, așa cum există binele pe pământ, Așa există și răul, care uneori ia aspecte cameleonice, inducându-ne în eroare și distrugându-ne viața. Că fără să ceri, nu ți se va da, fără să bați, nu ți se va deschide, iar fără să cauți, nu vei putea găsi niciodată ceea ce ai nevoie. Așa cum am mai scris și în alte povestiri, vă rog, informați-vă! Un om informat este pe jumătate rezolvat în orice domeniu al vieții sale. Iar starea de singurătate nu este o stare firească și normală. Dumnezeu ne-a creat să trăim în grupuri familiale, alături de oameni dragi sufletelor noastre, să ne bucurăm, să suferim, dar să și iubim împreună cu cel cea menit sau menită. Dacă nu ați hotărât voi cu liberul arbitru că da, vă asumați celibatul din propriile voastre convingeri, ajungeți la o vârstă și nu reușiți să vă întemeiați o familie, atunci cred că este cazul să luați măsurile ce se impun. O discuție cu preotul duhovnic, o întâlnire cu un terapeut care știe ce are de făcut, sunt foarte necesare. Ce și cum alegeți, deja este problema voastră personală, însă țineți cont de un amănunt extrem de important. Tinerețea nu ține o veșnicie, celibatul are lucrurile lui pozitive, însă, când tinerețea s-a sfârșit și singurătatea s-a instalat confortabil în viața ta, atunci și abia atunci vei înțelege cât de necesar este să avem o familie. Da, să ne asumăm și greutățile, dar și bucuriile familiei. Da, să ne asumăm nopțile nedormite petrecute alături de copilul nostru, dar și bucuriile pe care acesta ni le oferă din abundență, apoi să ne asumăm viața trăită alături de partenerul nostru. Atunci, și doar atunci vom putea spune că nu am trăit degeaba pe pământ. Este posibil ca mulți dintre voi să nu fiți de acord cu opinia mea. Nu-i bai, este foarte bine dacă aveți o altă opinie. Însă am să vă rog să o susțineți cu argumente solide, nu. Nu, în niciun caz în fața mea, ci în fața voastră. De ce în fața voastră? Simplu, pentru că voi veți culege ce ați semănat. Iar menirea mea este să spun ceea ce știu, să explic și să susțin cazuri și situații cu care m-am confruntat, astfel încât tot mai mulți oameni să nu fie puși în situația să sufere ci să și să-și adreseze întrebările de care vă vorbeam la începutul povestirii. Da, Inforenergetica poate fi de folos și în astfel de cazuri. Poate măsura compatibilitățile oamenilor în vederea formării unui cuplu sau unei familii. Poate măsura compatibilitățile pe care le poți avea cu un șef, cu un colectiv în care urmează să lucrezi, dar și multe alte lucruri pe care, dacă le știi înainte cu o secundă, poți lua măsurile ce se impun pentru a te proteja. Și iată! că nu voi termina până nu vă voi mai istorisi pe scurt cazul unui pacient care își dorea din suflet o familie. Toți avem acces la net, la Facebook și la alte rețele de socializare. Așa s-a întâmplat și cu pacientul meu. Tot discutând pe una dintre rețelele de socializare cu o doamnă, s-a trezit că s-a îndrăgostit de aceasta. Viața a făcut ca acea doamnă să lucreze undeva în afara țării, de singurul mod de a se cunoaște era ca pacientul meu să meargă acolo. Acesta m-a sunat extrem de fericit că și-a găsit sufletul pereche să mă întrebe ce părere am și dacă este bine să plece la acest drum. Ei, după ce am măsurat persoana respectivă, după ce am măsurat compatibilitățile acestora, necesitatea, dar și beneficitatea acestui drum, i-am comunicat pacientului meu următoare. Această relație nu este bună pentru niciunul dintre cei doi, fiind vorba de incompatibilități serioase pe toate structurile. Parametrii doamnei mă făceau să spun că nu este o doamnă cu potențe pozitive, pa pot spune fapt de altfel confirmat de pacientul meu, că era o persoană mai puțin bună, o persoană de la care nu te puteai aștepta la ceva bun. Apoi drumul Până acolo, în afara oboselii resimțite, era un drum bun, însă drumul de întoarcere se anunța a fi unul în care un accident va umbri și mai mult sufletul pacientului meu, iar cheltuiala pe care acesta o va face nu va avea ca scop bucuria, ci nefericirea în cel mai concret mod posibil. Concluzia mea era una singură, aceea de a nu face acest drum în care va avea parte doar de suferință. Da, ați intuit corect. Așa cum se întâmplă, când oamenii se îndrăgostesc, nu mai țin cont de sfaturile nimănui, chiar considerând că cel care îl sfătuiește să nu facă acel lucru este invidios pe fericirea lui, astfel alegând întotdeauna să facă fix pe dos. Insistența mea ar fi putut fi deplasată. De aceea, i-am respectat liberul arbitru și l-am lăsat să facă ce considera necesar, bineînțeles, asumându-și și consecințele faptelor sale. Și iată că acesta a plecat plin de speranță la un drum destul de lung și obositor, sperând că astfel își va găsi fericirea mult visat. A ajuns, și după numai câteva zile, a constatat că tot ceea ce îi comunicasem eu că se va întâmpla, deja își făcea apariția. Hotărâse că se va întoarce cu aleasa inimii sale, că se vor căsători și vor trăi până la adânci bătrâneți. Însă, așa cum știm, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și iată-l pe pacientul meu trist, dezamăgit și mai ușor cu o sumă considerabilă de bani întorcându-se acasă. Dintr-un oraș este nevoit să ia un taxi care să-l ducă la domiciliul său, Însă, iar socoteala de acasă, deci, iată-l pe pacientul meu în acel taxi care șerpuia pe serpentinele de pe dealul negru, unde, iată că apare și accidentul de care tocmai îi vorbise. Șansa, dacă o putem numi așa, faptul că în tot timpul cât a fost plecat am lucrat și l-am susținut energetic să-și poarte crucea aleasă, a făcut ca acel accident să nu aibă un deznodământ tragic. Și iată, la miezul nopții, în mijlocul drumului, cu bagajele închise într-un taxi al cărui șofer plecase cu cealaltă mașină implicată în accident la poziția locală pentru declarații, așteptând, nici el nu știa ce. Prima persoană sunată am fost eu, cu rugămintea de a-l mai ajuta încă o dată. Întâmplarea a făcut ca și eu să mă întorc dintr-un mic concediu chiar la acea oră, fiind mult, mult prea departe de locul în care se afla dumnealui. I-am promis că dacă ajung în București și mă voi simți în stare să mai conduc încă câteva sute de kilometri, mă voi duce să-l ajut. După ce am ajuns acasă, am măsurat care este voia bunuțului în legătură cu această situație, și mi-a ieșit că nu mai este cazul să merg acolo. Am sunat și astfel am aflat că venise un alt taxi să-l ducă până la destinație, bineînțeles, în condițiile în care i-a mai cerut un adaos la suma stabilită inițial. Important este că a fost doar atât. Important este că, în final, a ajuns acasă. Deci, dragii mei, dacă nu doriți să aflați răspunsuri, nu adresați întrebări, deoarece se prea poate ca dorințele voastre să nu coincidă cu cele scrise în cartea vieții voastre și să fiți nevoiți să faceți ambițiile pe propria voastră piele. Inforenergetica vă răspunde la toate întrebările, însă în cazul în care voi nu aveți urechi să auziți atunci vă asumați toate evenimentele ce decurg din neascultare. Vă doresc tuturor înțelepciunea de a alege tot ceea ce este optim, benefic și necesar binelui vostru suprem. suprem. Când din compatibilitățile ne rănesc sufletul și ne fură speranța. Aseară când m-am culcat, nimic nu m-a anunțat că voi dormi doar trei ore, după ce gândurile și ideile care nu-mi dau pace m-au trezit din somn pentru a le așterne pe hârtie. Însă am și o explicație logică pentru acest eveniment din viața mea. În ultima perioadă s-a întâmplat să văd pe conturile mele de Facebook mai mulți prieteni și pacienți de ambele sexe care se pare că și-au găsit sufletele pereche. Nimic mai îmbucurător pentru mine, care de când mă știu sunt fericită cu adevărat, când cineva din preajma mea își găsește liniștea și fericirea mult visată. Oare ce poate fi mai minunat în viața noastră decât să ne găsim acel Suflet sincer, onest și iubitor, care să ne bucure Sufletul, care să ne redea speranța și să ne facă să visăm la o viață împlinită în doi? Însă, ce poate fi mai trist decât atunci când constați cu mare durere în suflet că acea persoană nu este nici pe departe ceea ce ne doream? Ba mai mult să constatăm că am pierdut o perioadă din viața noastră sperând în zadar, visând la o viață minunată alături de cineva drag sufletului nostru. Atunci, mi se pare că totul a sfârșit, că viața nu mai are niciun sens, că dezamăgirea aceasta va fi ultima și că nu vom mai putea iubi vreodată. Îmi doresc sincer să vă adresez o întrebare. Voi, ce ați face să fiți în locul meu? Să aveți cunoaștere, să știți că prietenii voștri sunt în pericolul de a trece printr-o astfel de suferință iar voi să nu știți cum să-i ajutați. Dacă aș interveni direct, s-ar putea înțelege ferească Dumnezeu că nu îi vreau fericiți. Dacă știu și nu le spun, când îi voi vedea suferind, cum mă voi simți, știind că puteam să-i ajut și nu am făcut-o? Uf, mă frământ această întrebare care nu mă lasă să dorm și am decis să scriu această poveste. Ei mă cunosc, îmi cunosc sufletul, știu că îmi doresc sincer să-i știu fericiți, însă nu mi se pare normal să intru în viața lor să-i avertizez exact în acel moment în care ei cred sincer că și-au găsit fericirea. Sper din toată ființa mea ca această carte să le tragă un semnal de alarmă, să-i facă mai atenți și poate astfel vor suferi mai puțin. Nu totdeauna ce pare a fi minunat este cu adevărat așa. Sunt atât de mulți factori care ne pot influența percepția încât noi să sperăm sincer că am găsit ceea ce căutăm. Iar atunci când constatăm că ne-am înșelat, Durerea este foarte greu de suportat, iar lecția pe care o învățăm ne poate urmări toată viața. Deci, hai să vorbim puțin despre incompatibilități. Ce sunt incompatibilitățile? Atunci când două sau mai multe persoane nu se potrivesc pe una sau mai multe structuri fizic, psihic, sufletesc. În această situație, cele două sau mai multe persoane nu pot interacționa, nu pot să formeze un cuplu, o familie, un colectiv de lucru, nu pot face lucruri împreună. Această incompatibilitate se manifestă printr-o stare de respingere a persoanei sau persoanelor respective. Această incompatibilitate există sau nu și nu este ceva pe care să-l poți coordona. Da, poți să conlucrezi cu o persoană sau colectiv impunându-ți pe psihică este necesar să faci acest lucru, în cazul incompatibilității la locul de muncă, însă asta în timp se va transforma într-o corvoadă greu de dus, într-o stare total neplăcută de disconfort fizic, psihic, sufletez, care, în timp, poate duce la depresii, frustrări grave care ne pot afecta starea de sănătate. Aceste incompatibilități pot exista pe una sau pe toate structurile noastre. Dacă va fi o incompatibilitate pe structura fizică, persoanele respective vor avea o stare de repulsie la nivel fizic, care va crea o stare de agresiune fizică, stăpânită sau nu, în funcție de gradul de educație, elevare spirituală, etc. Dacă este o incompatibilitate pe structura psihică, nimic din ce gândește sau dorește celălalt nu ne va fi pe plac. De aici, confruntările de idei, contraziceri și chiar certuri. Dacă incompatibilitatea se manifestă la nivelul sufletului nostru, nu vom putea niciodată să avem vreun sentiment de simpatie, de plăcere, ca să nu mai vorbim de iubire, care în niciun caz nu se manifestă în aceste cazuri. Cred că ați înțeles că în situația în care aceste incompatibilități există, nu avem șanse ca relația noastră, indiferent în ce domeniu, să funcționeze. Însă există momente în care atracția pur fizică, sexuală sau dorința noastră de a nu mai fi singuri să ne inducă în eroare și să avem impresia că ne-am găsit sufletul pereche. Numai că lucrurile nu stau chiar așa. Dacă pe lângă aceste incompatibilități mai adugăm și faptul că beneficitățile persoanei care ne-a captat atenția sunt scăzute, putem fi siguri de un desnodământ trist, dezamăgitor și extrem de dureros. Există printre noi oameni pe care nu îi interesează decât binele lor propriu, indiferent de suferința pe care o provoacă în sufletele celor de care se folosesc. Vă vorbeam de mai multe cazuri de prieteni sau pacienți care în ultima perioadă au senzația că și-au găsit sufletul pereche cea care m-a făcut să scriu această povestire, dar care, în virtutea dorinței de a fi fericiți, a uitat să fie atenți la semne, la evenimente și, din păcate, sunt câțiva care, în scurt timp, chiar vor avea parte de o experiență mai puțin plăcută, asta ca să fiu blândă în exprimare. Nu știu nici acum de ce mi-a venit să le măsor compatibilitățile, poate în dorința de a-i felicita și de a mă bucura alături de ei și de persoana aleasă. Însă, așa cum mă știți, sunt soldatul disciplinat care atunci când are impulsul reacționează fără a aștepta invitații speciale. Și la o parte dintre ei am constatat cu durere că în afara incompatibilității se mai adaugă și beneficitățile mici ale celor aleși ca parteneri de cuplu. În aceste cazuri, dorința pur fizică se va estompa în scurt timp, iar în incompatibilitățile, dar mai ales beneficitățile mici ale celor aleși ca și parteneri vor începe să se manifeste, iar ceea ce până în acel moment se anunța a fi o frumoasă poveste de dragoste, se va transforma într-un coșmar, apoi în durere, tristețe, dezamăgire, apoi în depresie. Iar când aceste persoane aleg să-și facă publică relația pe toate rețelele de socializare, înainte de a fi siguri de alegerea făcută, în afara suferinței provocate de dezamăgirea apărută, vor mai suferi și din afectarea imaginilor publice. Și aici nu vorbim de persoane publice cunoscute, noi vorbim de oameni obișnuiți care aleg să-și exprime bucuria în mod public prietenilor reali sau virtuali. După o astfel de experiență, mulți dintre aceștia aleg să dispară de pe rețelele de socializare, se închid în ei înșiși, nu mai vor să comunice nici măcar cu cei din jurul lor și se adâncesc din ce în ce mai mult în suferința provocată de dezamăgirea apărută în viața lor, îmbolnăvindu-se sau căzând pradă diverselor dependențe, alcool, țigări, droguri, sperând astfel că vor suferi mai puțin. Deoarece nu doresc să deranjez pe nimeni, însă nici nu doresc ca cei care îmi sunt dragi să sufere, am ales să scriu această povestire cât mai explicit posibil, astfel ca cei care se știu un astfel de situații să fie doar puțin mai atenți, să o ia încet, pas cu pas, astfel încât să fie convinși că alegerea lor este cea optimă, benefică și necesară pentru binele lor suprem. Îmi doresc sincer să mă pot bucura alături de fiecare dintre ei știindu-i fericiți atât pe ei cât și pe partenerii lor. Acum stau și mă gândesc la cazurile arhi -cunoscute ale copiilor și părinților, dar mai ales a divergențelor apărute între aceștia când un părinte care, chiar dacă nu are cunoaștere ezoterică, are experiența vieții, are flerul părintelui care își apără puiul. Mulți părinți simt, pur și simplu, Că o anume persoană nu este potrivită copilului lor. Aici nu vorbim în niciun caz de latura materială, socială sau de studii. Aici vorbim clar de potrivirea a două persoane în vederea constituirii unei familii. Iar atunci când părintele își sfătuiește copilul, acesta tânăr fiind și fără experiența vieții, face o adevărată dramă, că părintele nu-l vrea fericit, că este dușman, că alți părinți își înțeleg copilul, iar tu, părinte rău, nu-l înțelegi pe al tău. Și câte și mai câte acuze fără rost și fără motiv. Dacă copiii noștri nu ar face decât să-și acorde timp, mai mult timp, ca să-și lămurească sieși dacă relația chiar va funcționa, nu ar mai prefera să rupă relațiile cu părinții în încercarea de a le demonstra acestora că opinia lor este greșită. Sunt atât de rare situațiile în care părinții greșesc când este vorba de copilul lor încât faptul că uneori sunt și tineri care rămân împreună nu face decât să demonstreze că excepția întărește regula. Ce este mai grav este faptul că uneori copiii, chiar după o nereușită sau mai multe, încă nu au încredere în cei care le-au dat viață, se aruncă în vârtoarea vieții sperând la fericire, însă se aleg cu dureri profunde, care îi vor urmări uneori toată viața, chiar dacă aceștia nu o vor recunoaște vreodată din orgoliu. Din experiența mea cu oamenii am observat că foarte multe familii se confruntă cu același gen de experiențe. Foarte puțini sunt cei care aleg să învețe din experiențele altora. Ei preferă să experimenteze pe propria lor piele acestor lucruri care îi vor face să sufere atât de mult. Ca și un procent orientativ, din 10 astfel de cazuri, doar 1, maxim 2, aleg să învețe din experiența altora. Restul vor în marea lor exuberanță tinerească să aibă propriile lor experiențe, asumându-și parcă suferința care vine invariabil împreună cu acel eveniment din viața lor. Ei, dar ce să-i faci? Nu le poți călca liberul arbitru și atunci îi las să experimenteze, să sufere și astfel să-și învețe sau nu lecțiile predate la aceste cursuri intensive ale vieții. În speranța că am reușit măcar parțial să mă fac înțeleasă, vă doresc tuturor înțelepciunea, răbdarea, dar și dorința sinceră de a aborda astfel de experiențe pas cu pas, fără grabă, că doar se știe, graba strică treaba, și abia după ce veți fi convinși că totul este așa cum vă doriți voi. Faceți pașii următori ce se impună în situația respectivă, și astfel poate veți reuși să suferiți mai puțin. Slavă Domnului că avem atâtea alte evenimente în viață pentru care să suferim! Vă doresc tuturor o viață plină de iubire, sinceră și adevărată, cu o persoană optimă, benefică și necesară fiecăruia dintre voi, deoarece. Fiecare avem acolo undeva un suflet care ne așteaptă cu drag să împartă fericirea cu noi. Noi. Capitolul 5. Ce povețe, sfaturi și rugăminți am la voi? A iubi înseamnă să fii fericit de ceva, fără condiții, fără judecăți, fără așteptări. Acest lucru îl spunea. Berry Neil Kaufman. Iubirea este o stare în care fericirea altei persoane este esențială pentru a ta. Acest lucru îl spunea Robert Heinlein. Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești, Maica Tereza. Acum când am terminat de povesti toate aceste cazuri, toate aceste întâmplări, toate aceste gânduri, frământări și dureri, m-am gândit că se cuvine să trag niște concluzii de care voi veți ține sau nu seama în funcție de liberul vostru arbitru. Fiecare va face așa cum va simți, fiecare își va asuma responsabilitatea deciziilor și faptelor sale. Dacă unui om îi atrage atenția că este necesar să se oprească din traversarea străzii, deoarece tocmai se apropie un tir în viteză, iar acesta îți ignoră sfatul, își asumă 100% și eventualele consecințe ale gestului său. Nu poți, și nici nu este indicat, să faci fapte bune cu forța. De aceea, eu mă simt datoare să vă mai repet încă o dată doar câteva dintre informațiile cuprinse în acest volum de cazuri, experiențe, exemple. Împăcați-vă cu Dumnezeu, rugați-L să vă ajute, păstrați o legătură permanentă cu El, nu veți regreta. Dacă vreți și puteți, ar fi bine să-i aduceți câte o modestă jertfă care se poate constitui într-un post rugăciuni, dar mai ales fapte bune, cât mai multe. Nu întrerupeți legătura cu el doar pentru că într-un anume moment vă este bine. Nu uitați să-i mulțumiți pentru tot ceea ce vă oferă, bun sau mai puțin bun. Nimic nu este dat întâmplător. Totul are o logică divină puțină recunoștință pentru darurile primite nu strica niciodată. Faceți-o cu vorbele voastre, cât mai des cu putință. Apoi căutați-vă un preot duhovnic cu care să vă sfătuiți în momentele grele. Faceți în așa fel încât să ajungeți măcar și pentru câteva minute în casa tatălui, în biserică, mai ales în timpul Sfintei Liturghiei de Duminică. Fiți prezenți în viața voastră, nu o lăsați să treacă, fără a vă bucura de toate darurile pe care vi le oferă. Informați-vă înainte de a lua orice decizie în orice domeniu al vieții voastre. Un om informat este pe jumătate rezolvat. Când simțiți că ceva nu este în regulă cu voi, căutați un medic pentru structura voastră fizică. Respectați indicațiile medicului, nu păstrați rețeta medicală în buzunar, iar apoi reproșați acestuia că nu v-a ajutat. Căutați un terapeut pe cineva de încredere pentru. Toate cele trei structuri, fizic, psihic și suflet, care să vă ajute să porniți trenul vieții voastre de acolo de unde s-a împotmolit. Respectați indicațiile terapeutului, dar mai ales colaborați cu el, să vă cărați cu noi energetic împreună cu el la groapa de gunoi, nu să-l lăsați să vilcare el singur. Înainte de a lua decizii majore în viața voastră, mergeți să vă consilieze un terapeut, compatibilități cu orice persoană, beneficități, acțiune, etc. Aveți încredere că Dumnezeu ne-a creat perfecții, iar organismul nostru are capacitatea de a se regenera în anume situații, de a se autovindeca, mai ales dacă. Faceți pașii necesari pentru aceasta. Dacă ați pornit pe acest drum, nu vă mai întoarceți, deoarece chiar dacă anumite afecțiuni s-au vindecat, pot reapărea mult mai agresiv în viața voastră dacă nu respectăm regulile vieții. Nu abandonați niciodată lupta. Nu fiți egoiști nu fiți gârciți cu sentimentele voastre, dăruiți -le. de aceea v-au fost date, să fie împărtășite și dăruite celor dragi. Râdeți și glumiți, o oră de râs pe zi vă va prelungi viața cu cel puțin o zi pentru fiecare oră de bucurie sinceră. Oferiți un zâmbet sincer și cald, nu costă nimic însă oferă atât de mult celui ce-l primește. Dar cel mai important dintre toate este să vă iubiți pe voi înși vă, să vă apreciați, să vă cunoașteți adevărata valoare. Toți, absolut toți suntem minunați, toți suntem frumoși și buni. Chiar și cei care par răi sunt minunați și ei sunt frânturi de Dumnezeu. Nu uitați să vă iubiți aproapele, nu uitați să-i fiți de folos. Nu întoarceți capul în altă parte atunci când un semen de al vostru este în nevoie. Fiți generoși cu cei mai puțin norocoși. Viața, Universul, Dumnezeu vor avea grijă să vă răsplătească efortul. Dacă aveți vise, dorințe sau planuri, nu le abandonați doar pe motiv că este prea târziu. Nu! Niciodată nu este prea târziu să ne realizăm un vis, o dorință, un plan. Viața poate începe la orice vârstă. Viața poate începe atunci când noi simțim că suntem pregătiți, atunci când noi suntem suficient de motivați spre a o face. Nu vă lăsați opriți de convingeri limitative, de opinii rovoitoare și tendențioase. Permiteți-vă chiar să greșiți. Ei, și ce dacă veți greși? Așa veți învăța mult mai rapid anumite lecții de viață. Chiar provocați viața să vă facă să greșiți și apoi găsiți soluții. Veți vedea ce bine vă veți simți când veți constata cât de perfecți, frumoși și minunați sunteți. Aveți curajul să îndrăzniți. Fiți optimiști, bucurați-vă de fiecare clipă a vieții voastre, ca și când ar fi ultima. Viața este superbă, merită trăită la intensitate maximă. Și pentru că ador, ador din tot sufletul să scriu acronime, Sfaturile venite din prea plinul sufletului meu, vă voi oferi un acronim a ceea ce înseamnă optimismul. O, ordine în viață, ordonează-ți gândurile, acțiunile, țelurile și dorințele și lucrurile vor începe să se miște. perseverență, în rugăciune, în gânduri pozitive, dorințe și țeluri. T. Timp pentru tine, pentru visele și planurile tale. I. Intuiție. Ascultă-ți sufletul și totul va funcționa. M. Metodă. Aplică metoda potrivită țelului tău. I. Inteligență. Inteligența în a planifica și a pune în practică. S. Speranța. Speranța moare ultima. Nu abandona după primul obstacol. M. Modestie. Nu încerca să pare altceva decât ești. Fii sincer, fii onest, fii deschis, altfel oamenii te vor sancționa? dacă vei încerca să-i minți. Prefer să fiu criticat pentru ceea ce sunt decât iubit pentru ceea ce nu sunt. Aceste cuvinte le spunea Kurt Cobain. Despre mine Mă numesc Neluța Stăicuț, fostă istudor. M-am născut într-un sat frumos, de la marginea județului Olt în Mihăiești, în ziua de 6 septembrie 1956, pe la ora 11.30 dimineața. A fost dorința bunicii mele dinspre mamă să mă nasc acolo, deoarece dânsa era moașă comunală și voia ca ea să fie cea care mă aduce pe lume. Pentru că își dorea enorm să fiu fată și știa asta din prima lună de sarcina mamei, să fiu frumoasă, să fiu deșteaptă, norocoasă și neapărat să mă numesc Neluța, în memoria unei prietene a căreia care i-ai păstrat o via mintire și cu care fusese prietenă întreaga viață. Și da, toate dorințele bunicii mele s-au adeverit. Sunt frumoasă, sunt deșteaptă și da, sunt extrem de norocoasă și port și acest frumos nume pe care mi l-a dăruit bunica. Până la vârsta de 9 ani, majoritatea timpului l-am petrecut acolo, la bunica Florica. Apoi, când ea ne-a părăsit, am revenit alături de părinții mei în București, unde mi-am petrecut întreaga viață de până acum, cu un dor nebun în suflet: Să am și eu țara mea! Să am și eu o căsuță mică! și frumușică precum o ulcică de pământ, unde să mă bucur de razele binefăcătoare ale soarelui, de frumusețea lunii și a stelelor, de iarba din curtea casei mele, unde să alerg cu bucurie prin roua dimineții cu picioarele de sculțe, de trandafir multicolor care să-mi umple sufletul de bucurie, de cana de lapte, de capră sau vacă, băută în șezlongul din fața casei, de muzica lui Andrei Rieu, a lui Armic, sau Francis Goya sau Enio Moricone, sau Maria Lătărețu, sau Maria Tănase, sau Fărâmiță Lambru, depinde în ce stare mă aflu. Să adorm târziu în noapte în sunetul ploii căzute pe acoperiș, sau al viscolului care șuiera afară, iar lemnele troznesc în sobă. Am atâtea visuri, am atâtea planuri, că mi-ar trebui vreo zece vieți să le pot realiza pe toate. Dar nu deznădăjduiesc, nu abandonez, ba din potrivă, în fiecare zi mai fac un pas spre realizarea viselor mele. Știu și simt cu toată ființa mea că pot, că vreau, că sunt în stare să încep viața la orice vârstă. Este adevărat că nimeni nu-mi poate garanta că visele mele mă vor face fericită 100%. Este adevărat că s-ar putea să greșesc. Da, și ce cu asta? Cine spune că nu am voie să greșesc? Ba chiar îmi place când o fac. Am observat că întotdeauna am învățat din greșelile mele și sunt fericită. Am lucrat timp de 40 de ani, de la 14 ani până la 55 și câteva luni. Ei, veți spune că nu știu matematică? Ba da, știu, însă, fiind cardiacă de la 23 de ani, am avut și concedii medicale care nu s-au luat în calcul la pensie. De aici diferența de ani munciți. Toată viața m-am străduit să fiu cât mai perfectă, să nu greșesc, să nu fac lucruri nepotrivite. Chiar dacă mi-am permis să fac, și eu ca toată lumea păcate, cât cuprinde. Nu de alta, însă nu aș fi dorit Doamne ferește să regret ceva nefăcut. Dumnezeu, în marea lui bunătate, ne iartă, căci nu vrea moartea noastră, ci să ne întoarcem către El și să fim vii. Acum sunt tânără pensionară și mă bucur la maximum de viața mea, ca și când abia acum am început-o. Pictez și în curând voi avea o expoziție de pictură altfel, de altfel, acolo voi lansa și această carte. De ce spun altfel? Păi simplu, pentru că în afara culorii folosesc fire de tot felul, PNA, ață, bumbac, etc. Folosesc materiale reciclabile, deoarece nu mi se pare drept să distrugem pentru a crea. Se poate face artă și cu materiale recuperate fiecare lucrare sau grup de lucrări va avea o micuță poveste, reală sau imaginară, tristă sau veselă, în funcție de starea pe care o voi avea când le voi scrie. Nu mi scapă nici o abilitate de a croșeta, tricota, de a face headmade, din orice materiale, de a dansa, cânta, găti, a spune glume cu haza, râde cu poftă atunci când e cazul, și a plânge din toată inima când sunt tristă, a visa frumos și în culori vii, că viața este minunată, chiar dacă m-a trântit de o grămadă de ori, chiar dacă uneori mi-a fost greu. Chiar dacă mi-a fost greu, chiar dacă am suferit, sunt fericită, deoarece numai astfel am putut să devin cea de astăzi. Femeia frumoasă la trup, la suflet și la minte, femeia puternică, dar fragilă, tonică și optimistă, femeia sensibilă, dar hotărâtă, femeia înțeleaptă, caldă și tandră, dar și vulcanică, spontană și imprevizibilă. Toate acestea mă compun pe mine. Sunt mândră de mine, mă iubesc și mă respect că nu am ales calea blazării, calea simplă al încezelii zilnice a văitatului omului de vârsta a doua, ci am ales să fiu activă, să fiu de folos oamenilor. Dar mai ales am hotărât că vreau să las ceva, o urmă cât de mică a trecerii mele pe aici. Așa cum spune Nicolae Iorga în citatul său, înțelepciunea vieții este simplă. Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Nici eu nu vreau să trec prin această viață fără a lăsa o urmă cât de mică a trecerii mele pe aici. Vreau ca oamenii să-mi simtă sufletul și când nu voi mai fi în planul terestru, ca semn al iubirii mele infinite pentru ei, pentru viață și pentru toată creația divină. Am început întâlniri din suflet pentru suflet. Da, chiar așa. Nu vreau să dau lecții, vreau doar să împărtășesc cu oamenii, să mă bucur alături de ei, de tot și toate. Scriu, pictez, visez și nădăjduie să-mi realizez toate visele de viață. Și o voi face. Păi normal, până la cei 102 ani cât voi trăi, am tot timpul din lume. Iubesc viața, iubesc oamenii, iubesc toată creația divină. Totul îmi bucură sufletul, totul mă face fericită. Și da, acum pot spune, pot striga în gura mare. Mereu, înainte, bucurându-te! Cum? Iar voi folosi un acronim. Ce? Cum mă puteți contacta? U unde mă puteți găsi? M Modul de a intra în contact cu mine. Mă puteți contacta telefonic la telefonul 0723 397 490. Pe mail neluța.stăicuț@yahoo.com. Pe site-ul www.frânturdesuflet.ro de suflet.ro Mă puteți găsi pe conturile mele de Facebook. Staicuți neluța, neluța Stăicuți, Frânturi de suflet. Pe paginile mele, Frânturi de suflet.ro, întâlniri din suflet pentru suflet. Pe grupul meu, Frânturi de suflet bun și drag. Post-scriptul. Pentru cei care se vor grăbi să mă critique, să-mi găsească nod în papură, să mă desfințeze. Vreau întâi să vă spun un lucru esențial pe care este bine să-l știți înainte de a începe să aruncați cu pietre. Eu personal m-am săturat de cărți parcă trase la indigo. Cărții care găsești o sumedenie de informații pertinente, bine fundamentate, bine așezate în pagină și, de ce nu, bine intenționate făcute pentru binele semenilor lor. însă, din punctul meu de vedere, nu înseamnă că este adevărul absolut ferească Dumnezeu, atunci când scrii o carte, când vrei să dăruiești cuiva ceva, dai tot ceea ce ai tu mai bun în ființa ta. Este minunat că sunt atâtea informații utile adunate într-o carte. Este minunat că se dau diverse sfaturi și suntem îndreptați pe calea care să ne ajute să ne fie puțin mai bine astăzi decât ieri și mâine, decât astăzi. Însă vin și eu și întreb, așa, ca o nevrednică și păcătoasă ce sunt, dar Sufletul, Sufletul celui care scrie, unde se află? Nu credeți? că a venit vremea să descuiem ușile în spatele cărora stau ascunse sufletele noastre frumoase și speciale pe care le ignorăm de atât de multă vreme? Nu credeți că ar fi cazul să fim mai umani, mai tandri, mai afectuoși unii cu alții? Se prea poate ca eu să greșesc. Ok, accept și acest lucru, dar vă rog, Căutați în forul vostru interior. Descuiați ușa în spatele căreia stă închis sufletul vostru. Lăsați-l să vadă lumina soarelui, apoi întrebați-l pe el ce preferă. Informații utile și atât, sau informații utile transmise cu iubire, cu tandrețe, sinceritate și duioșie. Dragi mei, această carte a apărut din nevoia de a dărui sufletul meu cât mai multor semeni de ai mei. Mai mult poate decât informațiile, de altfel, necesare, conținute în aceasta. Dacă îmi veți găsi vina că mi-am pus sufletul în palma tuturor, dacă veți considera că sunt prea afectuoasă, prea sinceră, această carte nu este necesar să o citiți. Însă, dacă veți simți nevoia unui suflet sincer, onest și cinstit, în primul rând cu el însăși, apoi nu amână. Citește această carte, bucură-te de ea, folosește informațiile conținute în interiorul ei. În mod sigur îți vor fi de folos dacă le vei gestiona cum trebuie. Indiferent ce veți spune. Indiferent ce și cum veți cataloga munca mea, eu știu un lucru care este o certitudine, nu o lozincă fără fundament. Tot ceea ce am scris aici, nu am scris cu mintea, cu egoul sau automat, ci totul a trecut prin filtrul fin al sufletului meu. Și abia atunci când sufletul meu a dat undă verde, S-au adunat toate aceste povestiri și au format acest volum de care sunt mândră, fără a fi trufașă sau lipsită de modestie. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea, dorința și atenția cu care ați citit această carte. Cu respect, Neluța Steicuță!